Вот у меня он откроется, так и откроется. Потому что он ссылается на предыдущие места, да, он очень довольный. Ну, он очень без этого. А потом я его не в интернете. У вас есть e-mail? Да. Давайте я его отправлю. Я не могу читать, он сегодня отправлен. Программа? Да, фильма. Не у нас. Там фильма, да. Пойдем вам. Документele include aspect, mama. Doamna Smede, iată, de la doamna. Ați de la doamna Smede. Aici se dă. Nu vreau să vă și nu.
și următorul, dacă unul nu poate, își cere o amânare și îi dăm drumul la cel care va fi dat pentru a prezenta raportul. Raportul este în total, este câte doamne, doamne, nu va fi dat aici, nu îți cauți, foarte multe, dar nu am avut o experiență ca să fie și mai multe, depinde cum noi nu vom organiza astăzi în raportare, ar fi bine ca, înțelegeți cum cred eu, această conferință, privind faptul că ele prezentăm niște constatări științifice, se ridică și un problem. Adică ca este că nu numai am spus niște lucruri așa, ca noi le-am obținut, dar cum ele vor fi implementate, cum ele vor fi acceptate în continuare. În felul ăsta, conferința va avea și un impact mai mare asupra și rezultatul nostru va fi cumva de la altă valoare. Așa că noi trecem din direct la discutarea rapoartelor, la audierea acestor rapoarte, discutarea acestora, ar fi bine ca să ne înțelegem din start. Haideți să dăm până la câte întrebări la un raport. Maxim întrebări. Nu, sunt de ăștia ca întrebări, le dau mai multe întrebări, nu mai zic drag întrebărilor. Este suficient trei întrebări. Dacă aș fi în care s-a interesant, aș fi lucrat. Și aș fi dăm la așa la într-un mod special. Dar o altă variantă la sfârșit, întrebări. Nu, dăm și aici, că atunci se uite unii din proces, nu pe de una toți au să fie, credem că am audiat raportul, câteva întrebări, până la trei întrebări, și cred eu că este suficient. Întrebările să fie clare, nu întrebări abstracte. Asta tot poți să dai întrebare, care nu o să răspundă că 10 ani doamna Bălci, dumneavoastră erați astăzi ca întrebări, dar cine se raporteze? Grigorul. Doamna Cristina Costin, am auzit acum în ultimul timp mai multe rapoarte se ocupă. La cel care am participat cu rapoarte online noi la simpozionul din Leningrad, ați prezentat, vreau să încep și atunci ați prezentat în raport destul de interesant, s-a făcut și actor și astăzi, tot așa, o să... Sper că așa să fie. Mare interes. Bună ziua, stimați colegi, vă mulțumesc pentru acordarea cuvântului. Lucrarea pe care o să prezint se numește evaluarea imunologică a dinocolectivului de porum de colecție. Ca atare, lucrarea curentă continuă un șir de lucrări experimentale dedicate evaluării colecției active al Institutului de Genetică de porum pentru selectarea genotipului de porum cu grad diferit de susceptibilitate la patogeni fungici. Scopul este utilizarea acestor genotipuri de interes pentru ameliorarea rezistenței porumbului la fitopatogeni fungici. Fitopatogenii fungici prezintă un risc fitosanitar foarte înalt. Fără aplicarea procedurilor agrotehnice, se poate pierde până la 50% din roada de porumb. Ca atare, porumbul este atacat de un spectru destul de larg de fungi, printre care se deosebesc unele specii care provoacă pagube grave. Și printre acestea se deosebesc speciile din genul Fusarium, Aspergillus și Penicillium, care provoacă putregaie reștiuleților și contaminarea producției cu micotoxine. Agenții cauzali ai puterii cinușie și agenții cauzali al adică ustilagomaz și sporisorium relianum, care provoacă tăciunele pulmon și tăciunele profos.
Pentru testări au fost alese 6-7 genotipuri de porumb, liniile consanguinizate din serie MAN și care au fost cultivate în condițiile câmpului experimentare a Institutului de Genetică sub acțiune factorilor climatici din anul 2022. S-au analizat simptomele vizuale ale unor boli și rezultatele testărilor în câmp au fost cuplate cu analiza moleculară a babelor și frunzelor de porumb prin metoda PCR și modificațiile sale cu primeri specifici pentru identificarea unor specii de fungi. Iată, în tabelul dat sunt date caracteristicile unor primeri utilizate pentru analiză PCR și nested PCR. Ca atare, au fost în analiză moleculară până atât folosit doar primerii pentru identificarea fuzarium, aspergillum și penicillium, dar în continuare vor fi elaborați primeri și pentru identificarea speciilor de Ustilago mantis, Helminthosporium și Sporisorium. Analiza vizuală a simptomelor a evidențiat că plantele nu au fost afectate de specia Helminthosporium turcicum și doar 5% au fost afectate de Sporosorium reliana și doar o singură plantă bolnavă a fost identificată în petrolinia MAN2483. Procentul de infectare cu Ustilago mantis a fost puțin mai mult, 10%, și plantele afectate au aparținut genotipului MAN2463. Procentul de infectare cu speciile de fuzarium se observă că a fost cu mult mai mare. Procentul maxim a fost de 35% la genotipul MAN2493 și 25% la MAN2483 și MAN2463. Genotipul MAN2470 nu a fost afectat de fuzarium, adică nu au fost observate simptome de boală. Și un procent destul de scăzut a fost de plante afectate, a fost observat pentru genotipul MAN2488. Însă, analiza moleculară a constatat că, deși unele plante au fost absente de simptome vizuale de boli, majoritatea lor au fost afectate și de speciile fuzarium și de speciile penicillium și un număr destul de scăzut de aici ca atare nu știu de ce nu s-a vizualizat. Au fost identificate și patru specii de fuzarium și trei specii de penicillium și doar o specie de Aspergillus, Aspergillus parasiticus, pentru genotipul MAN2483, care prin analiza nested PCR nu a fost identificat. Însă analiza qPCR, care este cu mult mai sensibilă și se folosește pentru cuantificarea secvențelor de interes, a vizualizat, evidențiat această specie și se observă că pe graficul de mai jos, histogramă de mai jos, sunt date valorile de prag a ciclului de amplificare, care este invers proporțional cantității a secvenței de interes în mostre și se observă că cele mai joase valorile CQ au fost observate pentru genotipul MAN2483 și MAN2470, adică pentru aceste aici această serie reprezintă fuzarium nivale, aici Aspergillus parasiticus.
Și cele mai joase valori CQ arată că în aceste genotipuri se conțin cele mai mari cantități de secvențe de interes. Pe prima, primele histograme arată cantitatea medie de mai multe specii de fuzarium, fără specificarea de rasă și de specie. Și se observă că cam pentru toate genotipurile de porumb cam aceleași valori CQ se observă. Însă cele mai înalte valori de fuzarium au fost observate pentru fuzarium nivale la genotipul MAN2470. Genotipul MAN2463 a fost practic absent de patogeni Da, s-a conținut o cantitate scăzută de fitopatogeni fungi. Se observă că valorile CQ sunt destul de înalte. Analiza cantitativă și numărul sumar de copii de toate secvențele fungilor studiați în această lucrare. Din nou, deci nu s-a evidențiat. Ca atare, cele mai înalte valori se observă pentru genotipul MAN2483. Acest genotip a fost cel mai susceptibil la acumularea ADN-ului fungic. În al doilea grup, care cuprinde genotipuri cu un grad scăzut de susceptibilitate la acumularea ADN-ului fungic, sunt genotipurile MAN2488, MAN2491 și MAN2490. Și anume aceste genotipuri, acești genotipuri prezintă interes practic pentru folosirea în programe de ameliorare de rezistență la patogeni fungici. Și anume aceste concluzii au fost numite, nu le citesc și eu mulțumesc pentru atenție. Așa un raport cu date interesante, pentru că la porumb au fost mai mulți, au lucrat cu patogeni de la porumb și în cum se schimbă ele astea? Ce ați auzit de Afanas Ivan Iurco? El a lucrat, da, și a avut multe boli la porumb, deci unde prăfos, a lucrat și cu alte maladii. Dar în dependență de condițiile climatice, cum se schimbă spectrul bolilor așa? Anume, în general sau în condițiile... În general, eu vorbesc în general, fiindcă sunt unele agenți patogeni care au nevoie de umiditate, au nevoie de unele condiții. Și acum, dacă acele condiții nu sunt... Zonele climatice de mai sud, zona mediteraneană, zona Republicii Moldova, se observă o predominanță a speciilor de Aspergillus, care necesită temperaturi înalte, speciile de genul fuzarium, precum sunt fuzarium Vercellodes, fuzarium proliferatum, care tot necesită condiții temperaturi mai înalte, Ustelagomaides, iar spre nord sunt observate speciile care necesită condiții, așa, temperaturi mai scăzute și umiditate mai înaltă, precum fuzarium graminearum. Este o specie mai nordică și în condițiile Republicii Moldova, unde seceta este obișnuită și în a doua jumătate a anului de vegetație se observă cantități mici de precipitații, această specie se observă mai rar. Da. Spuneți, vă rog, ați observat la porumb și dăunători? Atac de dăunător la porumb, la ștulenți. Da? Anume, care dăunători? Indiferent, acolo sunt un complex mare. Însă tema este cu maladiile. Au fost observați și insecte și... Nu, cu mizele de buh a fructificaților nu puteți să nu le observați. Ele au fost prezente.
Da, înseamnă că a fost. Asta e o întrebare, nu? Da. Bine, orice da, da. Caz, eu, în afară de boli, trebuie să fie și dăunători. Au fost, da? Da, da sunt cât bine. Mai specifici, așa că alte întrebări, dar referitor la tema, așa spune. Bine, vă mulțumim. Un raport interesant, fiindcă astăzi, în Republica Moldova, productivitatea porumbului a scăzut mai mult de 2.5 ori. În multe cazuri, culturile de porumb au fost total compromise în zona și în zona noastră geografică, vorbesc. Asta înseamnă că au fost condițiile climatice. Este climatice, plantele devin mai sensibile la unii agenți patogeni și pierd în productivitate. Au fost culturi total compromise, precum și anul trecut, și anul acesta la cultura porumbului. Recolta este mult prea joasă comparativ cu cele care au fost obținute anterior. Și este aici un tărâm de lucru în acest domeniu, dacă nu se ridicăm productivitatea, măcar să putem să o menținem la acel nivel care a fost să fie o productivitate stabilă în diferite condiții de producere. Vă mulțumim. Următorul trebuia ca să vă vorbesc eu, dar, așa cum am spus la mine, o să de pe flash-ul meu, s-a despărcat? Nu, acușa, să mă duc de la calculator, un copie în Maierlicu și aici o să-l copie de pe raportul. Dar merge următorul, e Iordosopol. Cine? Sergei, dar el nu este în prezent, a plecat după dumneavoastră. A plecat după dumneavoastră. Era bine dacă atunci veneau, că sunt printre primii. Domnul Gladei, vă ești aici. Da, 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 prof, când ți-ai pus aici, când... Urma cuvântul, dar ar fi bine ca să fie pe loc. Asta înseamnă că dacă o să avem timp, o să-i dăm cuvântul. Dacă nu, așa e domnul director. Care o întârzia, o zidea. Dacă... Bună ziua, stimați audiență, stimați moderatori, permiteți-mi să prezint tematica de studiu. The improvement of viticulture assortment with high yield interspecific genotypes based on scădinia rotundifolia. Ceea ce în română ar suna ca ameliorare asortmentul vitivinicol cu hibrizi interspecifici de randament înalt pe bază de muscădinia rotundifolia. Autorii mail-ul. Introducere. Care Republica Moldova este o țară cu tradiții milenare în arta vitivinicolă. Aceste meleaguri, din vremuri antice, crește vița de vie, iar aceasta este menționată în multe scrieri istorice. Toate acestea, asortimentul vitivinicolă actual a fost afectat foarte mult de filoxeră și mulți donatori care în prezent deci, provoacă multe daune și aduc pierdere viticulturii. De asemenea, în ultimii ani se observă foarte multe schimbări climatice care au impact negativ asupra dezvoltării și fructificării viței de vie. Deci, analizând situația actuală, putem spune că este o necesitate stringentă de a revigora sortimentul vitivinicol cu genotipuri, cu specii, cu varietăți noi de struguri care ar putea face față schimbărilor climatice. Scopul cercetării este aplicarea tehnicii hibridării distante, în crearea genotipului cu rezistență înaltă la factori de climă și dăunători și potențial înalt de productivitate. Deci, ca obiectiv, am avut întrenarea genotipului în hibridării specifice, crearea hibrizilor specifici, determinarea potențialului de adaptabilitate și productivitate și crearea și testarea unor genotipuri noi de viță de vie. Ca material de biologic am avut hibrizii și semințele obținute anterior, în anii precedenți. Așa, metodele de cercetare sunt metodele hibrizării specifice, metodologia de descriere a speciilor și soilor de viță de vie, îndrumări metodice pentru selecția viței de vie,
metodica DUS și metodica de determinare a performanței genotipului în baza fitomonitorizării diurne. Avem schema încrucișorului într-anul 2022 și, deci, practic, cu anul acesta sunt aceleași hibridări, doar că am obținut mai multe semințe. Pe rezultatele și discuții putem spune că după un delegat proces de selecție în cadrul laboratorului, au fost create genotipuri specifice, retrogene, care permit depășirea barierelor genetice pentru recuperarea unei roade stabile și obținerea unei roade de calitate cu o folosire minimă de pesticide și fungicide pentru a asigura recolta. Genotipurile care le avem acum, deci care sunt deja omologate. De asemenea, vreau să menționez că ultimii ani au fost evidențiate și descrise niște genotipuri noi care ulterior poate vor, după un proces de testări, dacă vor fi găsite performante, se vor alătura celor deja existente. Ca concluzie, aș putea spune că deci au fost identificate genotipuri de vie care permit extinderea zonei de cultivare până în nordul Republicii. Deci genotipurile care le avem noi în colecție pot fi multiplicate prin bătășire, fără altoire, fără a fi utilizat tot procesul complicat de altoire și stratificarea lor. Obținerea produselor vitivinicole poate fi mai ușor asigurată prin utilizarea genotipurilor specifice și, de asemenea, aceste genotipuri permit obținerea unor recolte fără practic storpiri cu fungicide, ceea ce asigură o recoltă curată ecologic. Bibliografia aici avem. Da. Și mulțumesc pentru atenție. Întrebări? E clar că așa, în viitor, ca să că sunt diferite destinații, sunt visuri care pentru consum în stare proaspete, sunt da. Studiezi după culoare, după precocitate, rezistență, ca să spui anume ce anume ai vrea tu ca să obții rezistență de culoare, a doilea pentru stafide, pentru vinul și acolo sunt tot visuri. O varietate mare de specii și trebuie găsit acea nișă unde am putea noi, ca să ne da, da. Bun. Asta a venit, sau nu, stați că o să dăm așa cum am vorbit. Următorul este doamna director, doamna Mărăi. Aici, cine? Adina? Este? Este Elisir. Da. Poate încă una și pe urmă el. Da, da, hai, nu așa, de-am acum am vorbit că aici sunt particularitățile răspunsuri genotipurilor de tomate sub acțiunea infecțiilor virale și a descendenților acestor la stresul adiotic. Doamna, cine va reporta? Fiindcă aici... Mărâi, da. Aha, da. Aici sunt câte mulți, la următorul chiar în genul, vă zice, eu o să dau denumire primului, așa... Dar dumneavoastră hotărâți cine? Da,
asistente, stimați colegi, permiteți-mi să prezint rezultatele realizate în cadrul cercetărilor sub tematica particularitățile răspunsurilor genotipului de tomate sub acțiunea infecțiilor virale și a descendenților acestora la stresul abiotic. Noi știm că în ultimii ani, adică virusurile fitopatogene au fost întotdeauna prezente în câmpurile florii spontanice și câmpurile de cultură. Deci sunt niște organisme care nu trăiesc decât în planta gazdă. Cercetările de ultimă oră sau observațiile de ultimă oră constată că atunci când plantele sunt infectate cu virusuri fitopatogene, unele genotipuri suportă mai bine anumite stresuri, de exemplu stresul chidric sau stresul termic. Mecanismele care determină aceste particularități pot fi osmoprotector, antioxidant sau redistribuire a utilizării apei. Totodată s-a constatat că genotipurile cu rezistență diferită la patogeni au și mecanisme precum și reacții diferite de moderare a acestor interacțiuni. Pe de altă parte, alte cercetări ne vorbesc că în momentul în care fitopatogenii interacționează cu planta, aceasta își lasă aprentă asupra generațiilor ulterioare. Mai mulți cercetători precum Kovalciuc sau Luna au stabilit că în generațiile descendente de la plantele infectate se atestă schimbări după procesele metabolice, după spectrul de metaboliți sintetizați, precum și după rezistența la diferiți factori biotici și abiotici. Deci scopul cercetărilor noastre a fost evaluarea unor aspecte ce țin de modul în care planta percepe schimbările de mediu prin declanșarea semnalelor de activare a răspunsului fiziologic la genotipuri cu reacție diferită la acțiunea infecțiilor virale și la descendenții acestora în condiții optime și de stres hipertermic și deficit hidric. În acest scop, experiențe s-au realizat în 2 ani. În primul an, noi am luat mai multe genotipuri, pentru că două experiențe, numărul variat, eu am luat ca număr 8 genotipuri de tomate, pentru care soiuri de cultură, forme cu gene de rezistență, rufina și forme spontane. Aceste plante au fost inoculate fie cu virusul mozaicul tunului, fie cu aspermie tomate și un lot de plante a fost inoculat cu apă fără particule virale și a servit în calitate de matră. Aceste plante s-au făcut evaluări, precum determinarea activității peroxidaze, s-a analizat simptomatica care este produsă de infecția virală. În al doilea an, semințele obținute de la plantele infectate au fost incluse în următoarele experiențe. Iarăși, fiecare lot de plantă de la martor, de la plantele infectate cu virusul aspermiei tomate și a mozaicul tutunului, au fost împărțite în 3 loturi, care o parte a fost menținută în condiții optime, o parte a fost expusă stresului termic cu temperaturi supraoptimale, 42 de grade, și o parte a fost expusă deficitului hidric prin delimitarea cantității de apă în 3 reprize. Deci, atât în primul an cât și al doilea an au fost evaluate analizele biochimice, anume activitatea peroxidazică și conținutul peroxidului de hidrogen. În mod normal, noi efectul cărui factor putem să-l vizualizăm asupra plantei cel mai frecvent, vedem că planta suferă, fie că este suprimată creșterea, fie că apar simptomatică ca în cazul virozilor sau în cazul deficienței. Dar acestea sunt efecte care apar mult mai târziu la plantă, dar schimbările metabolice și schimbările biochimice din interiorul plantei care se produc instantaneu odată cu pătrunderea fie ca patogenului, fie cu acțiunea factorului, cel mai bine se observă prin niște parametri biochimici. În acest considerent, noi am evaluat parametrii biochimici. La plantele infectate cu, aici sunt mai multe genotipuri decât 8, dar între care avem forme spontane, genotipul gen de rezistență și forme de cultură. Este reprezentată creșterea în procente a activității peroxidazice față de forma martor. Constatăm că atât pentru virusul mozaicul tunului cât și virusul aspermiei tomatelor, toate formele spontane, aici sunt reprezentate 4, s-au exprimat prin creșterea activității. În timp ce ceilalți genotipuri au fost genotipuri care au indicat valori mai mici ca martorul, valori mai mari ca martorul, și au fost genotipuri care au reacționat diferențiat la acțiunea virusurilor menționați. Un virus a provocat, spre exemplu, creștere, iar alt virus scădere activității. Pe lângă manifestarea
cantitativă, constatăm schimbări și în spectru polimorfic atât pentru peroxidază, cât și pentru esterază. Astfel, dacă, spre exemplu, pentru formele spontane, fiindcă ele s-au exprimat prin cea mai virulentă sau cea mai expresivă reacție la acțiunea patogenului, constatăm, spre exemplu, dacă în cazul genotipului Solanum chilense, în cazul martor observăm 4 benzi polimorfe, atunci la același genotip infectat cu virusul Mosaicum sau virusul spermietum, observăm apariția unor benzi polimorfe care nu se atestau la forma martor. În mod similar și pentru ceilalți genotipuri, iată, benzi care nu se întâlnesc la forma martor. Mod similar și pentru esterază, dacă în cazul martorului genotipul Rufina constatăm 3 benzi, 1, 4, 6, atunci în cazul martorului infectat cu virusul spermietomatilor observăm expresia până la 6 benzi polimorfi, ceea ce denotă o reactivitate specifică a genotipurilor la patogenii menționați. Deci, ziceam că expresia efectului noi observăm, stresul noi observăm la nivel de plantă. Aici am vrut să reprezint descendenții plantelor infectate, și anume variantele martor, virusul Mosaic Tun, virusul Spermie Tomator, expuse în condiții de stres termic, observăm că sunt modificări după parametrii morfologice ai frunzii, rădăciniții, după numărul de rădăciniții, grosime rădăciniții, lungime hipocotilului și așa mai departe. Deci, pe noi ne-a interesat, de fapt, mai mult aspectele biochimice. În momentul în care descendenții de la plantele infectate cu virusuri au fost puse în condiții similare cu cele de la martor, constatăm că pentru toate patru genotipuri, Solanum pipitilifolium, Rufina, Mary Gratiful și Jacotă, în toate patru cazuri, descendenții de la plantele infectate au exprimat diferențe față de martor. Pentru două genotipuri, precum Solanum pipitilifolium și Jacotă, valorile au fost semnificativ mai mari, în timp ce pentru Rufina și Mary Gratiful au fost semnificativ mai mici față de martor. Aceleași genotipuri expuse în condiții de stres termic sau în condiții de stres hidric au avut o tendință diferită. Stresul termic, de cele mai deseori, a indicat valori semnificativ mai mari față de martor, ceea ce denotă o activitate antioxidativă scăzută ca urmare a unor procese din celulă, ca urmare a creșterii speciilor reactive de oxigen. Dacă e să ne uităm la același tablou în ceea ce privește aspectul calitativ, constatăm că cea mai mare activitate sau prin expresia benzi, cea mai mare activitate se atestă în variantele care au fost expuse stresului termic. Iată, vedem aici cu arcolade. Totodată, pentru anumite genotipuri s-au stabilit amplificarea diferită a anumitor zone în funcție de originea plantelor. Iată aici, de exemplu, avem în cazul martorului virusul mozaicul tunuș, virusul spermiei tomator. Adică, totuși, există o specificitate în funcție de originea fitosanitară a materialului care este inclus în studiu, deși în generația următoare, la acțiunea cu alte stresuri, genotipul reacționează diferențiat. Fiindcă, iată, dacă o să ne întoarcem aici, noi vedem că multe genotipuri, reacții diferite, factori diferiți. E greu să spunem care este totuși tendința generală. În acest scop, noi am proces la analiza varianței, adică ce factori au contribuit cel mai mult la expresia diferită a valorilor indicilor peroxidazici. Și prin intermediul analizei ANOVA, noi am constatat că toți factorii incluși în studiu, adică genotipul, originea fitosanitară, precum și stresul aplicat, toate influențează semnificativ asupra manifestării activității peroxidazice. Dar ponderea factorilor, cea mai mare, revine totuși stresului, urmat la distanță foarte mare de genotip și de virus. Precum și interacțiunea factorilor, de asemenea, a avut impact semnificativ asupra activității peroxidazice. Dacă ar fi să luăm fiecare genotip aparte, noi vedem totuși că stresul are o pondere foarte mare. Dacă luăm totuși fiecare genotip aparte, ne uităm și pe genotip. Pentru fiecare genotip aparte, cea mai mare contribuție în variația activității peroxidazice îl are totuși stresul, iată, cu această nuanță. Dar aici vedem totuși o diferențiere. Spre exemplu, în funcție de origine fitosanitară, observăm genotipuri cum este pimpinelipolima, care contribuție deja
a fost semnificativă, a fost foarte mică. Și alte genotipuri la care contribuția a fost peste 10%. În mod similar și interacțiunea factor. Adică tabloul general atunci când analizăm mai multe genotipuri, da, este informativă, dar totuși particularitățile sau evidențierea specificității genotipurilor poate fi la o analiză mai detaliată. După cum am menționat anterior, deci activitatea peroxidazică este un răspuns la acumularea excesivă a speciilor reactive de oxigen din celulele plantelor ca urmare a unor reacții firești la pătrunderea, fie la pătrunderea patogenului, fie la factori abiotici stresogeni care stimulează planta să reacționeze într-un fel sau altul. Acumularea peroxidului de hidrogen în frunzele plantelor ca urmare a expunerii stresului termic sau hidric, precum și în condiții optime. Constatăm iarăși că în condiții optime, variantele care au provenit de la plantele infectate cu anumit virus sau cele de la plante sănătoase, de fiecare dată, deci ele sunt condiții, toate menținute în condiții similare, sunt condiții optime, toate ele au exprimat o creștere considerabilă, uneori multiplă, față de martor a conținutul peroxidului hidrogen. S-ar părea paradoxal, deci că doar sunt condiții optime ar trebui. Totuși aici se includ conform dovezilor sau supozițiilor altor autori, în niște mecanisme transgenerative care, într-un fel, generația anterioară își pune amprentă și face ca planta să fie mai pregătită, mai predispusă la eventualitatea unui atac în generația ulterioară. Cu trecerea anilor, acest efect scade, dar fiindcă avem prima generație de descendenți, noi observăm totuși că peroxidul de hidrogen are o amprentă considerabilă la descendenți în creștere. În ceea ce privește expunerea acelorași variante în stres hidric, noi am avut, sau termic, noi am avut reacții foarte diferite. Iată, observăm că sunt valori, cei ce este cu verde, sunt valori mai mici decât martorul, precum au fost și valori mai mari decât martorul. Adică, iarăși, reacția a fost neunivocă. În funcție de combinația concretă virus-genotip, a fost și răspunsul plantei. În ceea ce privește distribuția genotipurilor după conținutul peroxidului de hidrogen, constatăm că cel mai mare conținut totuși este atestat pentru specia spontană, din patru genotipuri reprezentate aici, pentru specia spontană Solanum pimpinilifolium, care, de exemplu, la plantele care au fost obținute din lotul martor, adică n-a fost infectat, față de celelalte genotipuri, Solanum pimpinilifolium atestă o creștere de 28%, iar la plantele care au provenit, de exemplu, de la semințele care au provenit la plantele infectate cu virusul mozaicul tunului, creșterea sau descreșterea celorlalte variante față de virus aspermit, față de Solanum pimpinifolium este circa 96%, adică practic dublu. Iarăși, același indice, noi constatăm că creșterea activității, creșterea conținutului peroxid de hidrogen față de martor poate fi până la 237%, iar scăderea 30-40%, precum au fost variante și genotipuri la care diferențierea a fost minimă, vedeți, 2-8%, nici măcar semnificativă. Apropo, dispar unele imagini, nu reprezintă ca în original. Luând în calcul, iarăși, reacțiile foarte diferite de creștere, de diminuare a conținutului peroxid de hidrogen, am proces iarăși la analiza dispersională, care denotă că dacă în cazul activității peroxidazice contribuția cea mai mare revenea pe seama stresului în variabilitatea indicilor peroxidazice, atunci în cazul conținutului peroxidului de hidrogen, contribuția cea mai mare are statutul fitosanitar, adică de la ce plant, de unde a provenit materialul semincer cu care am lucrat noi. Dacă de la plantele infectate față de cele sănătoase, deci contribuția factorului a fost 20%. Dar relativ înalte a fost și contribuția în cazul interacțiunii factorilor. Iarăși, diferențiat pe genotipuri, constatăm că este un tablou diferit. Ceea ce observăm, iată, cu gri, este contribuția virusului sau statutul fitosanitar. Constatăm că genotipurile sunt foarte diferiți. De exemplu, Solanum pimpinilifolium a avut o contribuție de circa 50%, adică virusul, în timp ce pentru Jacot a fost circa 10%. Pentru alți factori, creșterea este invers. Deci, constatăm o reacție foarte diferențiată în funcție de combinație concretă virus-genotip. Cert e că diferiți parametri analizați care îi folosim noi pentru identificarea reacției genotipurilor, deși este informativă, totuși ne dezvăluie diferite aspecte ale problematicii.
m-am menționat, în cazul peroxidului, activității peroxidaze cu contribuția cea mai mare în variabilitate o are stresul, iar în cazul peroxidului de hidrogen, contribuția cea mai mare o are totuși originea fitosanitară și mai puțin ceilalți factori. Cum Consiliu l-am enunțat. Mulțumesc pentru atenție. Nu știu, ai un raport de consistent, dacă așa interesant, dar să pară și întrebări că tomatele sunt afectate de virus mulți. Și care? Întrebări poftim? Aveți careva întrebări? Dacă nu, atunci... Nu ați studiat mai mult virusul mozaicului tutunului, dar și aspermie, dar acum îngăbinirile astea că au apărut un număr mare de virus care poate încă sunt și de carantină pentru noi. Acum sunt, dar chiar sunt de carantină. Am întâlnit așa și alte simptome, fiindcă am fost în câmpul nostru aici total, adică o afectare strașnică și care în afară de aceste două. Nu e mai, deci asta a fost cele care lucrăm și am infectări și la descendent, dar în general anul acesta a fost, noi am făcut o inspecție prin câmp și în seriile noastre două, dar liber a fost atestat un spectru foarte larg de virus, nu le-am identificat, preponderent este virusul mozaicul castraveților și virusul oferii pătate a tomatelor. Dar sunt o multitudine de virus. Noi am o parte materială infectată, dar o parte deja am reușit, fiindcă se face sau prin intermediul analizei ELISA sau prin intermediul microscopiei electronice. Deci, aceste două virusuri care le-am menționat eu, mozaicul castraveților și a ofilirii pătate, au fost preponderent între serii la noi, dar și în câmp. Și în câmp, și în câmp. Pe locuri și a apărut eu de pe statul nu niște fotografii care cu îngălbinirea frunzelor la tomate, credem că ne gândim că acela este un nou virus. Putem nu spune astăzi că din pricina virusului este noi să rămânem fără de tomate în Republica Moldova. Fiindcă în Moldova nu mai avem tomate. Noi... Nu cresc tomatele. Vă zic că nu mai cresc. Nu cresc de ce? Fitoftorul nu este. Alte boli care era cea mai periculoasă boală. Dar virusul deci, atacă. Deci, menționăm că virusurile, ei nu se plătează singuri de la o plantă la cu ajutorul vântului. Adică, se transmit prin cu ajutorul transmițătorului. Adică, fie că sunt insectele sau omul prin atinge, dar preponderent insectele. Condițiile influențează, condițiile pireștică influențează. Eu am început discursul meu că, de fapt, în funcție de condițiile climaterice, se modifică și acțiunea virusului. De fapt, e o interacțiune. Se modifică atât și efectul virusului, cât și reacția plantelor la virusul fitopatogene pe fond de stres abiotic. Temperatură înaltă și stres hidric. În România, aceia cresc cartofi în zona de munte, unde este mor mare. Unde este atacul de virozii, totuși cred eu că este mai mic, cu toate că este și o determinare fiziologiei, da, transmit, da. Bine, nu, mulțumesc că am dat așa. Timp întrebarea referitor. Da, cultura de tomate, fiindcă în Republica Moldova, trebuie să constatăm că deja ele au ajuns, pe la 2 dolari kilogramul și noi consumăm mai mult din import. S-au crescut în un teren protejat unde virusul mai puțin afectează din cauza insectelor. Bine, vă mulțumim mult, într-adevăr un raport de interesant și cred că o să mergem mai departe. Nu, ei au vorbit așa cum au întârziat, nu că au venit, am oferit cuvântul și peste 3 minute să plecăm înapoi. Lasă să ne ascult pe toți ceilalți. Cei din România ne aud pe noi, aici de la București, despre ce în engleză, influența factorului abiotic la salată. Ne auziți? Dacă nu, când ați intra în conferința noastră, un cred de conferință, ne dați de știre. Mergem mai departe cu cei care sunt prezenți aici. Următorul, domnul Buzăreanu Popoi, cine să raporteze că aici sunt mai mulți, un număr de 5-6.
Modificarea activității peroxidazei și a catalazei în frunzele pomilor de prun, în dependență de condițiile mediului de tratare a pomilor cu substanțe biologice active și microelemente. Cine a raportat? Riposte? E raport aici, nu am citit, este raport. Nu prezentat, dar atunci veniți aici și îți discuta că nu este numai decât obligatoriu pentru toți conferințele să fac și numai verbal, hai să spunem așa. Deodată este și între astea o esență. Poftim, da. Succint a spus despre sensul în care ați produs în noi. L-am concretizat anume care dintre dumneavoastră și cum ați prezentat. Care va salta noi, vă pregătiți aici care este raportul, să dau de numire atunci. Cercetările științifice au fost efectuate în frunțile a 4 soiuri tardive de prun, dintre care 2 de origine locală, Uglinion și Superprezident, și 2 de origine străină, Stanley și Prezident. Pomii de prun au fost tratați foliar cu soluția apoasă a regulatorului de creștere, reglal cu concentrație de 0,05% și a microelementelor borsing, mangan și molibden cu concentrație de 0,10% aplicate în complex cu un complex după 10-12 zile după înflorire și în faza creșterii intensive a lăstarilor. Aceste substanțe utilizate pentru tratarea pomilor au influențat pozitiv activitatea enzimilor studiate în dinamică pe parcursul perioadei de vegetație. Dinamica modificării în ontogeneză a activității enzimilor peroxidază și catalază determină aportul lor în procesele metabolice care corelează cu funcțiile de rezistență și adaptarea pomilor la condițiile nefavorabile ale mediului și în consecință asupra formării recoltei și a calității fructelor de prun cu capacități sporite de păstrare. Activitatea enzimilor peroxidază și catalază în frunzele acestor 4 soiuri de prun cercetate au depins de intensitatea proceselor metabolice în diferite fenofaze de creștere, condițiile mediului, substanțele utilizate în perioada de vegetație, precum și de particularitățile biologice ale acestora. Răzbăare, glalc și microelementele borzinc, mangan și molibden aplicate în perioada de vegetație au stimulat activitatea enzimilor cercetate în frunzele soiurilor de prun, Stanley, Uglinion, Prezident și Superprezident. Seceta ce a avut loc pe durata perioadei de vegetație a influențat semnificativ activitatea enzimilor studiate cu rol important la sporirea rezistenței pomilor la condițiile nefavorabile ale mediului. Și la mine tot. Da. O să ne întrebe. Întrebarea asupra productivității, dar vedeți atât acum noi avem în fața noastră două soiuri de prun. Unul a înrodit și teau turnate, a doilea un prun așa, este un fruct. Care este condiție că este o... Cum influențează și întâmplăm celălalt, așa să zicem, tratamentul? În legare, în formarea... Spre activității enzimilor. Nu se numește așa o alternativă productivitate. Activității enzimilor, dar și influențează cum... Nu ești activitatea. Bine, vă mulțumim.
Următorul este doamna Saltonici. Bine, când o să prezint în continuare. Bună ziua, stimați colegi. Permiteți-mi, vă rog, să vă prezint rezultatele cercetărilor care noi am obținut în cadrul proiectului privind impactul infecțiilor virale asupra activității gametofitului masculin de tomate. Influența factorilor stresogeni creează impedimente serioase pentru gestionarea practică a reacțiilor culturilor agricole. Asigurarea productivității înalte a plantelor presupune screening-ul genotipurilor ce manifestă reacții stabile în condiții de stres. Răspunsul genotipurilor în aceste condiții este asociat cu nivelul lor de rezistență. După cum se știe, bolile virale se numără printre cele mai dăunătoare grupe de infecții, ce duc la pierderi anuale a productivității, care depășesc anual 25%, ceea ce se datorează unui nivel insuficient de rezistență a culturilor. Stresurile provocate de virus, precum și de influența asociată a factorilor biotici și abiotici, au un impact negativ asupra calității și activității gametofitului masculin, inclusiv asupra capacității de formare a polenului și abilibilității acestora. Reșind din faptul că la multe specii de plante, la nivel de polen, se manifestă mai mult de jumătate din genomul acestora, gametofitul masculin poate deveni un sistem fiabil de evaluare a gradului de interacțiune a genotipurilor cu factorii stresogeni biotici și abiotici. Se cunoaște că acțiunea ansamblului de factori abiotici și virusuri provoacă un modificări diferențiate a caracterilor funcționale al polenului. Totodată, în literatura de specialitate, noi n-am găsit informații despre reacția gametofitului masculin la reinfectare plantelor cu virus. Reșind din aceasta, scopul cercetărilor noastre a fost evaluarea reacției gametofitului masculin de tomate la reinfectare cu virus, estimarea la nivel gaploid potențialului de termorezistență și rezistență la deficitul hidric a plantelor reinfectate, cât și evidențierea genotipurilor valorase. Pentru atingerea acestui scop, noi am planificat trei obiective de bază care au fost direcționate spre analiza gametofitului masculin, variabilității gametofitului masculin în condiții de infectare primară și reinfectare, cât și studiul infecției influenței temperaturii înalte și deficitului hidric asupra variabilității gametofitului masculin și elucidarea surselor de bază a variației indicelor gametofitului masculin în condiții de stresuri abiotice provocate de stresuri provocate de acțiunea factorilor abiotici și maladii virale. Algoritmul cercetărilor care noi am realizat a inclus următoarele etape de lucru. Infectarea genotipurilor primare și reinfectarea, determinarea producției de polen și calității gametofitului masculin, stabilirea rezistenței gametofitului masculin la acțiunea factorilor abiotici, determinarea surselor de bază a variabilității polenului și evidențierea genotipurilor rezistente. După cum am spus, noi am realizat cercetările cu tomate, au fost inclus în studiu un set de soiuri de tomate, cât și forme spontane. A fost utilizat un set de metode de ameliorare gametică, metode citologice și un set de metode de analiză statistică. Pe acest slide puteți să vedeți cum se manifestă simptomele infecțiilor virale la tomate la diferite etape de ontogeneză.
rezultatele obținute au arătat că influența reinfectării plantelor cu virus acționează asupra producției de polen, acționează semnificativ asupra producției de polen și variabilității gametofitului masculin. Reacția genotipurilor a fost specifică și la nivel gaploid, reacția genotipului a fost specifică și a contribuit la modificarea cât capacității de formare a polenului, atât și activității gametofitului masculin. În general, în 50% de cazuri analizate, a fost stabilită diminuare viabilității polenului cu 5-29% și reducerea lungimii tuburilor polenice de la 12 până la 34%. În 30% de cazuri analizate, a fost atestată majorarea viabilității polenului și lungimii tuburilor polenice cu 27 până la 20%. Vreau să menționez că în literatura de specialitate sunt cunoscute cazuri când în rezultatul infectării plantelor cu virusuri la alte culturi tot a fost stabilită majorarea viabilității polenului. Nu știu de ce, nu pot să vă spun de ce. Pe acest slide puteți să vedeți rezultatele studiului microscopic privind influența patogenilor virali asupra gametofitului masculin. După cum se vede pe poze prezentate, influența patogenilor virali diminuează semnificativ cât viabilitatea polenului, atât și lungimea tuburilor polenice. Analiza distribuției grăuncearilor de polen în baza lungimei tuburilor polenice sub influența infectării sau reinfectării plantelor a constatat diminuarea amplitudinii de variație în cazul de reinfectării cu VAT, diminuarea amplitudinii de variație a acestui caracter comparativ cu infectarea primară sau comparativ cu varianta martor. Aplicarea testului ANOVA pentru stabilirea surselor de bază care au contribuit la variabilitatea caracterilor în cazul reinfectării primare, cât și în cazul reinfectării plantelor, după caracterul viabilitatea polenului, a stabilit că ponderea principală în variația acestui caracter a manifestat genotipul, valorile căruia au variat în limite de la 34% până la 70%. Referitor la lungimea tuburilor polenice, în majoritatea cazurilor, virusul, cât și în cazul infectării primare, atât și în cazul reinfectării, virusul a fost sursa principală a variabilității. Au fost evidențiate trei soiuri care au atestat capacitatea de formare a polenului înaltă, cât și valorile înalte a caracterilor funcționale a polenului. Și aceste soiuri pot fi incluse în cercetările ulterioare și îmbinarea acestor caractere poate fi utilizate ca parametru pentru selectarea genotipurilor valoroase. Se cunoaște că în condiții naturale, plantele de mai multe ori sunt supuse acțiunii asociate a factorului. Și reacția genotipurilor la acțiunea factorilor asociate este cu mult mai complexă comparativ cu acțiunea factorului al singurului factor. În rezultatul cercetărilor noastre, acțiunea asociată a factorilor a contribuit la manifestarea reacțiilor diferențiate a polenului, care în funcție de genotip și variante de infectare au avut efect de stimulare sau inhibare a acestui caracter. Analiza surselor de variație care au contribuit la variația parametrilor analizați au arătat că variația cât în cazul infectării primare, variația acestor caractere a fost
determinate de interacțiunea factorului sau de factorul termic. Totodată am vrut să menționez că în rezultatul reinfectării plantelor, ponderea genotipului în variația stabilită a fost dublă. Analiza structurii spectrului de variație a genotipurilor individual la fiecare genotip ne-a permis să stabilim sensibilitatea fiecărui genotip la acțiunea factorilor și să determinăm anume care factor determină cea mai mare variabilitate a caracterilor la acțiunea acestor factori. Analizând termorezistența genotipurilor în aceste condiții, noi am stabilit că nivelul mediu de termorezistență a polenului și tuburilor polenice în variația martor a fost mai înaltă, comparativ cu infectarea primară sau reinfectarea plantelor. Deci, în rezultatul reinfectării și acțiunii asociate a factorilor, termorezistența se diminuează. Au fost evidențiate soiuri de tomate și specii spontane care s-au evidențiat prin nivelul înalt de termorezistență. Și încă o direcție a cercetărilor noastre privind influența asociată a deficitului hidric și maladii virale asupra indicilor gametofitului masculin. Eu vreau să menționez că, conform datelor din literatură, se cunoaște că în condiții optimale nivelul de apă în grăunciare de polen este la nivel de 60%. Totodată, dacă planta maternă se află în condiții de deficitul de apă, atunci conținutul de apă se micșorează până la 40%. În cazul când conținutul de apă în grăunciorul de polen ajunge 25%, practic polenul pierde viabilitate. În cercetările noastre, la plantele infectate, față de varianta martor, acțiunea deficitului hidric a contribuit în mediu la reducerea viabilității polenului și lungimii tuburilor polenice, și reacția genotipurilor, după cum se vede, au fost specifice. În majoritatea cazurilor, viabilitatea polenului s-a modificat și fix așa și s-a modificat sub acțiunea factorilor și lungimea tuburilor polenice. Analiza surselor de bază a variabilității caracterilor gametofitului masculin au arătat că în variabilitatea viabilității polenului, două surse principale care au contribuit la modificarea acestui caracter. Asta a fost deficitul hidric și viruse. Ce se referă la variația lungimii tuburilor polenice, sursa principală a fost deficitul hidric, care au diminuat semnificativ dimensiunile tuburilor polenice, fapt ce indică că în aceste condiții viteza de creștere a tuburilor polenice a fost redusă semnificativ. Vreau să menționez că în cercetările anterioare noi tot am stabilit, sunt cunoscute așa fapte și din literatură, lucrările Ravicamara, Pacini, Paurini, care au arătat că deficitul hidric semnificativ reduce dimensiunile tuburilor polenice și diminuează viteza de creștere a acestora. Referitor la distribuția grăunciarilor de polen în baza lungimii tuburilor polenice, au demonstrat că deficitul hidric, comparativ cu varianta martor, diminuează semnificativ amplituda de variație după acest caracter și contribuie la diminuează participarea grăunciarilor de polen în procesul de fecundare. Analiza structurii spectrului de variabilitate a indicilor polenului la fiecare genotip, individual, în condiții de fonduri asociate, permite evaluarea și prognozarea reacției genotipurilor la acțiunea factorilor de stres și clasificarea lor în baza variabilității stabilite.
Referitor la termo, la rezistență genotipă, la acțiunea asociată, putem să menționăm că nivelul mediu de rezistență polenului la plantele reinfectate, atât și în cazul temperaturii, atât și în cazul deficitului hidric, a fost mai mic comparativ cu varianta martor. Am evidențiat trei genotipuri care au manifestat rezistența la acțiunea asociată a acestor factori. Tak. Nu știu dacă trebuie să le dau citire, că pe parcursul raportului eu m-am străduit să le prezint. O completare esențială și evidență la ceea ce a raportat și doamna doctor Mărâi. Da, sunt probleme legate și de erozie și de condițiile climatice, dar iată când sunt cotii dumneavoastră deficitul hidric. Ce aveți în vedere? Iată că la deficitul hidric și marturul, că la tomate sunt regimuri de umiditate. În ce regimuri de umiditate a fost marturul și în ce regimuri de umiditate a fost deficitul hidric? El a fost 70, 80, 90 sau cât? Lucrăm în condiții de laborator cu polen. Noi nu aplicăm deficitul hidric la nivel de plantă. Noi aplicăm condiții de deficitul hidric în condiții de laborator în mediu de pentru mediu care noi avem pentru cultivarea polenului. Și noi experimental am determinat nivelul pe care poate să crească. Мы экспериментально подобрали условия, которые позволяют дифференцировать генотипы по уровню устойчивости на уровне пыльцы. Известны такие же работы и в литературе. Известны. Устойчивое заведение, человек в конуре для крештери, își pierd viabilitatea și în cazul dat, polenul el își nu putea ca să fie și cum de acest lucru. Este temperatura extremală influențează asupra menținerii sau lipsa de umiditate sau și asociația acestor doi factori. Se primește cum? Dacă noi nu e... La ce temperaturi? Pentru că noi putem păstra... Polenul. Polenul. Noi aplicăm temperatura de timp de 3 ore când lucrăm cu polenul în condiții de laborator. De fapt, plantele noastre au avut practic stres dublu. Ei au fost infectate cu virusul. De obicei, să știi că la tomate sunt cazuri și sunt lucrări unde este indicat că polenul de tomate rezistă temperatură de 57 de grade, timp de 3 ore. Sunt cunoscute la așa lucrări, asta au fost realizate mai mult timp înainte. Dar atunci eu aplicat numai un singur stres. Dar de atâta că noi aplicăm două stresuri, noi nivelăm cam o leacă condiții să nu fie acțiune așa de puternic. Dar încă întrebare, eu așa ca... Ca om din domeniul care am... Totuși este, noi știm că tomatele cresc până este sud, deci la 60% a ALV, mai menșe la Gaioncus, dacă le cunoaște, sau PPV, predegnă, pădivaie la Gaioncus, sau unitatea efectivă a câmpului în limba română, ele nu suferă între astea. După 56% pentru tipurile noastre de sor, asta este irreversibil, ustoicevă zavidanie în care nu se mai întoarce înapoi. La 70% sau așa, care din acest indicator, sau cum noi ar trebui ca să aducem tot ceea ce am obținut în laborator în viața reală. Da, în viața reală. Dacă zicem, iată, dacă o să scăpați nivelul de predemnă pe voi vlagaioncăst, că așa mulți termeni sunt sau mai menșe vlagaioncăst, l-a dus până la un 70%. Cât pierdem de vlada? Am putea la așa ceva? Clar că nu aveți așa dată, dar am putea să programăm, că iată, din ce... Nu am spus că dumneavoastră sunt aici atunci și
Atunci când punem, da, are nivel de conținut de apă. Conține 25%, polenul deja nu-i viabil. Am auzit, știu, dar bine, vă mulțumim mult, adică aici sunt, apar probleme, e clar, diferite probleme. Probleme din punct de vedere ecologic s-a stimat și prima, a doilea, soiuri care trebuie găsit, care sunt mai rezistente, cele ce, și totodată, pe lângă asta, ele se mai atrag și de diferite maladii, posibil de viroze, ceea ce dumneavoastră a studiat. Da. Mulțumim. Trecem mai departe. Doamna Sărămeat Nicol nu este. Cotencu. Dar până un altă, dar vă oferim dumneavoastră, așa, care nu au venit, i-au pierdut ei, nu noi. Este o posibilitate de a vă expuneți, să vă expuneți rezultate. Deci asta este un lucru foarte bun. Ar fi bine, doamnă director, fiindcă este o practică. Mulți intră în programe, dar nu prezintă. Așa s-a primit și la cei care de la Sankt Petersburg, eu vorbesc chiar și din partea institutului nostru. Da, la toate conferințe, eu învățament. Îmi amintesc că m-am introdus, nu prezentat. Acum, chiar și astăzi, calculatorul mi-a dat niște probleme și până când le-am rezolvat, că eu vreau ca să prezint. Așa că... Da, am putut ca să mă introduc, că noi am programat neamul de două ori și deci am avut o leacă, dar compensăm, reglăm toate. Stimați audiență, stimați colegi, permiteți-mi să mă opresc foarte pe scurt asupra rezultatelor obținute în ultima perioadă de cercetare cu tema utilizarea procedeilor de sporire a vitalității entomofagului Trichogramma evanescens. În introducere foarte pe scurt voi spune în ce constă în general tema noastră, controlul densității speciilor de insecte dăunătoare în concepțiile moderate, moderne a protecției plantelor constituie una din virigile importante în lanțurile de șerețele trofice, care ar asigura o cantitate superioară a mediului cu posibilitatea obținerii produselor agroalimentare ecologice. Substanțele cu proprietăți caromonale îmbunătățesc capacitatea destinatarului, fiind benefic pentru producător și dăunează recipienților. Rolul substanțelor cu proprietăți caramonale în controlul biologic al dăunătorilor la culturile agricole au fost descrise de o serie de savanți, inclusiv și cu trichogramă cercetări s-au efectuat. În protecția biologică a plantelor, o importanță deosebită are entomofagul trichogramă. Pentru a compensa capacitatea limitată de zbor și pentru a avea acces la ouăle de gazdă proaspăt depuse a parazitoizilor, sunt studiate mai multe strategii, cum ar fi utilizarea substanțelor cu proprietăți caromonale. Scopul nostru a cercetării, lucrarea dată, a fost de a se elabora procedee tehnologice de sporire a vitalității entomofagului Trichogramma evanescens în timpul înmulțirii în masă pentru majorarea ratei de reducere a densității populațiilor de dăunători la culturile agricole. Materiale și metode pentru realizarea scopului s-au utilizat diferite procedee de sporire a vitalității entomofagului Trichogramma evanescens pentru reducere densității dăunătorilor la culturile agricole. Unul din procedeile a fost utilizarea substanțelor biologic active cu proprietăți atractiv caramonale pentru sporirea indicilor biologice a entomofagului. Pentru aceasta s-a folosit o formulă specială
în cercetările noastre, în condiții de laborator, formula care ne-a permis să determinăm aceste procente de alcool pentru a obține extractul nostru necesar pentru cercetare. Cercetările s-au efectuat conform planului Box 3, care are trei factori variabili, printre care unul din factori a fost procentul de alcool, a doilea a fost cantitatea de ouă de molie cerealelor și al treilea factor a fost expoziția sau durata tratamentului acestor ouă de molie cu alcool. Și conform fiind acest plan de o valoare foarte importantă, 27 de variante și în 3 repetări s-au obținut 81 de variante. Pentru a ne descurca sau pentru a determina varianta optimală de tratare a ouălor, noi am apelat la programul Optim Class, ceea ce ne vorbește mereu domnul doctor habilitat Toderaș, care având rezultatele inițiale plus programul Optim Class, ne-a permis să, din acea cantitate mare de variante, să alegem acea variantă optimală de tratare a ouălor de molie cerealelor. În imagine avem condițiile de planificare experiențelor, unde s-a luat în considerare vârsta ouălor gazde de molie cerealelor de 24, 48, 72 de ore, stadia de larve și adult. Și concentrația alcoolului de, asta este varianta optimală, 30 de grade sau procente, durata expoziției 5 minute. Aceste condiții au fost utilizate în perioada de 20, 21, 22, 23 ani, 4 ani la rând, ca fiind o variantă optimală pentru cercetările în continuare. Și, conform programul Optim Class, noi am determinat indicii principali al entomofagului, prolificitatea, ouoparazitatea, la diferite vârste, capacitatea de căutare a ouălor de către femeie în monitorul improvizat din plastic, cu obstacole și mini-olfactometru, vreau să zic, mini-olfactometru fără obstacole, cu diferite vârste a ouălor. Adică am obținut extractul din ou cu ouă cu diferite vârste. Obiectele de cercetare a fost tricograma, evanescence, ouă de molie, molia cerealelor și în imagine avem femela și masculul de tricogramă. Cercetările s-au efectuat în condiții de laborator și în condiții de câmp în institutul nostru. În anterior, în anii precedenți, s-au determinat sau elaborat, mai bine zis, acele procedee care au eficiență de disporirea vitalității entomofagului înmulțită pe aceste ouă de gazde, de diferite gazde naturale, ca mamester, brasiță, ostrina nubilalis, se festea chiofiela și gazda de laborator, stătruga țărelela. S-au utilizat pe parcurs a multor ani. În martor nu s-au tratat ouăle acestor gazde. S-au efectuat pasaje de gazdă naturală, hrănire suplimentară cu miere, hrănire suplimentară cu sirop de zahăr 20%. Cu tratarea ouălor de molie cerealelor tratate cu raze gamma, raze ultraviolete, raze infraroșe, tratare cu DDV, apă sărăcită în deuteriu, fluid magnetic, mediu artificial de nutriție și prezența cairomonilor. Ultimul procedeu, mă voi opri mai detailat asupra acestui procedeu care a fost cercetat în ultimii ani. În rezultatul cercetărilor efectuate s-a demonstrat
că calitatea entomofagului tricogramă depinde în mare măsură de condițiile adaptaționale. Regimul termic, intensitatea luminii, fotoperioada, durata păstrării, ritmul ecloziunii și parazitării, procedeile metodice de producere și aplicare a entomofagului tricogramă cu calități sporite au fost elaborate și implementate, verificate în condiții de câmp, în protecția culturilor anuale și multianuale, pe o suprafață totală pe parcurs a mai multor ani, de peste 3.000 de hectare, în diferite zone ale Republicii Moldova. Sporirea semnificativă a indicilor biologice a entomofagului, obținută conform procedeelor descrise, permit de a economisi cultura maternă de tricogramă cu 20-25% și a ouălor de molie a cerealilor cu 15-20%, ceea ce este foarte important în producerea acestui entomofag și cu economisirea acestui material biologic. S-au determinat, în prezența substanțelor biologic active, s-au determinat următorii indici. Prolificitatea unei femele care a constituit 28,7 ouă, adică în prezența substanțelor biologic active s-a determinat prolificitatea. În martor, aceste indice constituie 22,75 de ouă. Adică în varianta cu prezența substanțelor biologic active este prolificitatea este mai mare în varianta dată decât în martor. A doilea indice este determinarea procentului de parazitare a tricogramei în prezența substanțelor biologic active cu diferite vârste, unde observăm că avem numărul total de ouă pe variante la diferite vârste și a ouălor și larve și adulți. Și avem procentul de parazitare cu cairomon, varianta cu cairomon și fără cairomon, unde observăm o variație a procentului de parazitare, luând în considerare și larvele și adulții și diferite vârste de ouă, a variat de la 73,5 până la 89,7. În martor fără cairomon, acești indici au variat de la 70 până la 73,3. Adică cu o diferență semnificativă observăm acea creștere, acea sporire a indicilor a procentului biologic. Următorul indice, determinare capacității de căutare a tricogramei în rezultatul influenței caromonului la diferite vârste, în mini-olfactometru, vârsta ouălor aceeași, 24, 48, 72 și larvele. S-a determinat procentul de parazitare cu caromon și fără caromon, două variante, unde s-a observat o variație dintre acest indice 68,8 până la 84,3 în varianta cu cairomon și în martor 61,9 până la 73,3. Adică, iarăși, o diferență semnificativă a acestui indice. Acesta este un, să zic așa, un mini-olfactometru improvizat de noi în condiții de laborator, care i-a permis să determinăm diferiți indici, procentul de parazitare, unde într-un capăt s-au montat plante de fasole crescute în ghivece în laborator, care au fost tratate cu substanțe biologice active și pe dânsele au fost fixate etichete cu ouă de molie a cerealilor proaspete și în celălalt capăt a mini-olfactometrului s-a lansat tricograma. Peste 5-6 zile s-a făcut evidența unde s-a observat o diferență semnificativă, după cum a fost indicată în tabel. Și aici în imagine avem etichete din martor și etichete din varianta cu cairomon. În continuare s-a determinat capacitatea de căutare, adică timpul parcurs de către femelele de tricograma
care au fost o distanță de un metru jumate. Noi am făcut aceste experiențe în tuburi de sticlă, unde într-un capăt al tuburilor s-au montat dopuri îmbibate cu extracte de caromon, în celălalt capăt s-a lansat tricograma. Și am dus evidența timpului care a fost parcurs dintr-un capăt până în celălalt. Fiind tricograma foarte mică, având 0,3 dimensiuni milimetri, această distanță era suficient pentru a face o concluzie, varianta cu caromon și în varianta fără caromon. Deci, în tabelă este inclus varianta cu caromon, unde timpul parcurs de femeie a variat de la 32,4 până la 44,6 în varianta cu caromon minute și în varianta martor a variat de la 45,4 până la 66,3 minute. Tot cu o diferență semnificativă, cercetările și calculele matematice ne-au demonstrat. Însă nu a fost suficient să obținem numai rezultate în condiții de laborator. Noi am încercat să vedem și în câmp cum se manifestă tricograma crescută sau, mai bine zis, aplicată, lansată în câmp la cultura de floarea soarelui pe suprafeță de parcelele 10 metri pătrați în trei variante și unde s-a lansat tricograma în centrul parcelelor, în 1, 2 și 3 sunt parcele cu tratare a plantelor prin colțurile parcelelor noastre și după ce au fost tratate câte 3 plante în fiecare colț, apoi s-au uscat aceste plante și am lansat tricograma în centru. În martor a fost aceeași situație cu trichogramă, lansare cu trichogramă, însă fără substanța biologică activă. Rezultatele ne-au arătat că în varianta cu s-au efectuat 3 lansări la cultura de floare a soarelui și procentul de parazitare a ouălor exponate de molia cerealilor a variat de la 57,2 până la 64,3 după a treia lansare. În mediu, în orice caz, a fost 60,6, în martor 19. Deci, cu o diferență semnificativă și în câmp. Entomofagul Trichogramma evanescens a manifestat acea căutare atractivă către plantele care au fost tratate cu caromon. În acest slide sunt graficul acestor rezultate. Și ultima lucrare care am efectuat-o noi a fost în fiecare an colectăm tricogramă din câmp, identificăm speciile de tricogramă colectate de la diferite culturi, când imagine avem, culturile care au fost expuse, să zic așa, expunerii cartelilor cu ouă de molie proaspete pentru colectarea entomofagului trichogramma și determinarea speciilor, unde la culturile multianuale predomină trichogramma dendrolimii și embriofagum, la culturile anuale predomină trichogramma evanescens, pintă și foarte puțin alte specii de trichogramma. Avem aici în imagine procentul de ouă de molia cerealilor exponate și parazitate de trichogramma și în continuare aici avem la cultura multianuală de măr cum s-au făcut expunerile cu cartele și la cultura de floare soarelui tot. Rolul substanțelor biologic active, creșterea capacității de căutare, creșterea prolificității femelilor, creșterea procentului de parazitare, creșterea indicilor în prezența substanțelor biologic active, formată din extracte de ouă, de molia cerealilor cu diferită vârstă, reducerea densității dăunătorilor și creșterea, în general, a indicilor biologici.
Mai departe nu vrea. Concluzii, nu le mai dau citire, că am vorbit în general despre aceasta. Și mulțumesc pentru atenție. Thank you for your attention. Merci pour attention. Дякую за увагу. Спасибо за внимание. Deoarece este un simpozion internațional, l-am terminat. De ce am făcut lucrul acesta? Și tot. Mulțumim. Trebuie. Avem o colegă care cunoaște limba bulgară în laborator, dar tata nu pare pace. Bine. Mulțumim, ne poftim. Ne poftim. Da, pe obicei, și nu я вас поздравляю с позитивными результатами. Можно поподробнее про альфа-октометр? Я не совсем поняла, вот вы исследовали в альфа-октометра влияние привлечения трехобразных контролей и в хаэромоне. А вы не пробовали выпускать посредине альфа-октометра и в разных контактах? Нет. Поставили этот альфа-октометр так, чтобы свет был равномерно по всей площади, так сказать, микроальфа-октометра, чтобы не влияло свет, чтобы трихограмма туда пошла. Если бы мы ставили, как вы говорите, в середине, в центре, то это альфа-октометр очень маленький, то есть полтора метра. И не поняли бы, потому что все равно это маленькое расстояние. Время и расстояние, скорость только, если перевести на физическую. Определяли по-другому. Здесь не имеет смысла, потому что маленькое расстояние. Дистанция. Ну, потом да. Да. А в чем требуется повтим? Da, întrebat. Dar cum terminați vârsta ouă? Că asta e simplu. Ouă proaspătă și ouă... Ouă simplu. Simplu, dar nu știu că se este ouă care se pășește peștele proaspăt sau nu poți să zici că... Avem fructuri care duce în evidență când depun ouăle. Le colectăm după 24 de ore, le colectăm după 48 de ore și după 72 de ore. Sunt și bătrâne, sunt se... Se rușesc, da. Și când sunt de 72 de ore. Da, poftim, nu? Efeste efectul ăla, ne это разновозрастная партия, это разновозрастные партии трихограммы. То есть они дают на заражение сегодня в одном цилиндре, скажем, да, и завтра собирают эти яйца паразитированные. Потом через в другом цилиндре, скажем, дают на заражение сегодня, а собирают эти яйца паразитированные через 2 дня, через 3 дня и так далее. Разные варианты и разный период, разное время паразитирования. Чем больше оставляешь, тем по-разному отрождается. То есть, поскольку разное время паразитирования, у нас получается и разновозрастные партии трихограмма, и они отрождаются постепенно. Ну, это мы работали еще в Бачое давно, в поле в лаборатории. Дата ли есть на трихограмме с вырсты, пробава, да. Среди вырста нас. Так, что, ну, потом спынек есть мария, как наутата, да, фата за шап, да, рафта за спрезентат, потому что dacă așa cu 10.600, adică cu precizii foarte mari, matematica chiar și timpul, nu mai spune că timpul? 44 10 de ore, 4 și un sfert, 4 ore și un sfert, deci eu ținem așa ca să fie pe... Nu, pe ce media facem exact. Da, da, eu vorbesc cum se este exprimarea, 4 ore și 30, 4 ore. Da, 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 nu, asta este așa. Что? У меня спрашиваете?
сейчас проект другой, другая тема, и поэтому тогда было проекты. Это было до революции, а сейчас после революции. Содержание проекта. Да, да, да. Да. Dacă și lucrează, trei programe nu produc. Ei produc preparate diferite pentru diferite. Da, și fiindcă în trecut au fost cu la Soroca, la Ternovca, la... Aici am deschis paratezele. Da. Dar, da, dar acum ele mai activează sau nu? Nu. Cândva în Republica noastră au funcționat 14 laboratoare care produceau agenți biologici și preparate. Dar în prezent nu funcționează niciuna. A funcționat un timp oarecare din Soroca, lipsa banilor, lipsa finanțelor. Astfel, că produsele chimice sunt mai scumpe. Dar încă una, așa, fiindcă mi-ați provocat aici, în combinație cu produsele chimice. Am înțeles. Chimice? Da, care se poate... Biologice? Nu, de biologice. Vă răspund. Aveți ceva... în spate combinat sau asigură în orice caz. Vă răspund. Înseamnă că deoarece niciodată nu poate fi în câmp, în natură, numai un singur stadiu de dezvoltare a dăunătorului, nici numai stadia de ouă, nu putem spune lucrul ăsta, fiindcă tricograma lucrează, parazitează ouăle de dăunător, stadia inițială dezvoltare a dăunătorului. În continuare, sunt și larve, sunt și de acum adulți, de larve. În cazul dat, se poate de combinat cu preparate chimice, dar de știut foarte bine biologia, atât a dăunătorului, cât și a entomofagului, lansată în câmp, în cazul dat a tricogramei. Adică peste cât timp se poate de lansat tricograma după ce se face tratament. Noi am calculat lucrul acesta și se poate de spus că peste 6-7 zile liber putem face lansări cu tricograma ca să avem după utilizarea produsului. Da. Bine, vă mulțumesc. Întrebări altele? Dacă nu, vă mulțumim și mergem mai departe. Următorii la noi sunt toți de noștri. Doamna Gladcaia Ala este? Nu, cine? Mare. Maria. Noi și sunteți mai mulți, dar văd că este mare, dar pot fi unul care ați hotărât. Tânără cercetător. Da, întotdeauna au prioritate. Aici este un lucru foarte plăcut, că oferim cuvântul celor care... Da. Ziua, stimați colegi, permit să mă prezint raportul Evaluarea eficienței metodei de aplicare a construcțiilor artificiale pentru iernare insectelor benefice în biocenoze. Dăunătorii răspândiți pe teritoriul Republicii Moldova produc pagube culturilor agricole anual în funcție de condițiile climatice, în valoare de aproximativ 25-30%. Dezvoltarea agriculturii durabile implică și o dezvoltare compatibilă cu mediul natural pentru a evita impactul negativ asupra generațiilor viitoare. Studiile efectuate ne-au permis să ajungem la concluzie că este necesară crearea unui set de agenți biologici complementari și, dacă este necesar, combinarea acestora cu pesticide. Atunci, programul integral va deveni mult variat, capabil să protejeze cultura în orice condiții. Scopul cercetărilor noastre a fost de a evalua eficiența construcțiilor artificiale iernare pentru atragerea insectelor benefice, cu plasarea lor în diverse biotopuri, în funcție de materiale ce servesc ca împlutură și înălțime expunerii acestora. Subiectul studiilor a fost construcțiile artificiale de iernare a insectelor
care au fost plasate în trei biotopuri, grădina botanică, livada experimentală și loturile experimentale cu culturi aromatice. Materialele naturale selectate au oferit spații de diferite dimensiuni pentru diferite insecte benefice. În conformitate cu rezultatele studiilor anterioare, am identificat cele mai atractive materiale pentru iernarea entomofagilor sunt poș de nucă, tulpini de rubarbă și paie. Obiectele cercetării au fost speciile de entomofagi care aparțin către neuroptieră, coleoptieră, hinoptieră, care sunt cele mai importante resurse naturale ale potențialilor agenți biologici de protecție a plantelor. Cercetările s-au desfășurat în trei etape: colectarea materialelor naturale și crearea unor locuri convenabile de iernare pentru insecte, amplasarea construcțiilor artificiale de iernare a insectelor în perioada de primăvară, a treia etapă, demontarea construcțiilor artificiale de iernare a insectelor la sfârșitul sezonului și depozitarea lor în bucte cu temperaturi joase. Insectele au fost examinate și identificate în funcție de apartenență taxonomică. Taxonomii au fost determinați până la familie, gen și specii. Rezultatele. În rezultatul analizării efectuate a fost apreciată rata procentuală a grupurilor taxonomice insecte atrase în construcțiile artificiale de iernare a insectelor pe teritoriul grădinii botanice, livada experimentală și loturi cu plante aromatice. Grădina botanică a fost coleoptieră, hymenoptieră, hemipteră, care și în livada experimentară a fost identificați neuroptieră, lepidoptieră și dipteră. În loturile cu plante aromatice, coleoptieră. Ulterior, au fost apreciat și gradul de atractivitate al diferitelor materiale care au servit ca umplătură pentru diferite specii de insecte. Cel mai preferabil la coajă de nucă a fost coleoptieră, hemipteră. La stuf și tulpin de cereale a fost hymenoptieră. La tulpin de rubarbă, neuroptieră, lepidoptieră și dipteră. În rezultatul testărilor a fost apreciat și gradul de atractivitate a construcțiilor artificiale de iernare a insectelor în funcție de înălțime de expunere. La 10 cm a fost cel mai preferat pentru insectele de hemipteră, la 1 metru neuroptieră, coleoptieră și hymenoptieră, la 2 metri la lepidoptieră. Concluzii. Au fost elaborate și testate noi construcții artificiale de atragere a insectelor benefice pentru iernare. Au fost stabilit că în condițiile laborate sunt atrași entomofagi din ordinul neuroptieră, coleoptieră, hymenoptieră, care au un rol important în reglarea speciilor de dăunători. Au fost stabiliți principalii factori principali care influențează asupra atractivității entomofagilor în construcțiile elaborate. Tipul materialelor pentru umplutură. Entomofagi din hinoptieră preferă tulpini de stuf 90%, entomofagi din hrizopidae tulpini de rubarbă 67% și coș de nucă 31%. Entomofagi din cocinelidae preferă coș de nucă 79%. Înălțime de amplasare a construcțiilor. Entomofagii din hymenoptieră preferă înălțime de 1 metru. Entomofagii din hrizopidae preferă înălțime de 1 și 2 metri. Și entomofagii cocinelidae preferă să ierneze la o înălțime de până la 1 metru. Vă mulțumesc pentru atenție. Referitor la cele raportate,
o temă foarte importantă, fiindcă noi trebuie să atragem păsările, trebuie să atragem insectele și alte mijloace din fauna și... Combaterea dăunătorilor, fiindcă dacă o să lucrăm numai cu fungicide, cu insecticide, nu o să avem succes, adică trebuie folosit toate mijloacele și asta este un mijloc. Să știm cum se protejăm, cum se atragem, cum se menținem acești entomofagi care sunt de folos în folosul nostru. Protecție biologică. Da, protecție biologică, da, dar una, cu cât vor fi mai mulți entomofagi, cu atât ei ne vor ajuta pe noi și pressing-ul asupra de fungicide și de insecticide, pesticide, va fi mai mult. Vă mulțumim dacă nu aveți întrebări. Întrebări nu sunt. Vă mergem mai departe, dar atunci și ne deplasăm în Belarusia. Una, slăște, colegii din Belarusia, este din Belarusia? Este, здравствуйте. Da, da, здравствуйте, вот очень рада. Да, как? Сейчас. Сейчас я включаю. Да. Вы нас видите, мы пока вас не видим. А у меня не работает камера. А, вы же не работаете. Ну, презентация должна быть видна. Хорошо. Есть? Пока нет. Сейчас, ну, мы попытаемся. А нет. А вы запустите на демонстрации экрана. Я вроде запустила, секунду. Демонстрация экрана. Да. Есть? Да. Да, нажмите на F5 и начните с первого слайда. Все. Или на эту книжку. О, есть, да. Да. Окей. Вероника? Да. Александровна, ну, хорошо, мы вас слушаем. Dear conference participants, allow me to present to your attention a report on the topic search for isolates of endophytic bacteria antagonists of phytopathogens. According to the generally accepted definition, endophytic bacteria are those that are capable to colonize the internal issues of a plant without causing disease or adversely affecting development. Endophytic bacteria are able to exist mutualistically within plant tissues. This allows them to be less dependent on external environmental factors compared to other microorganisms. In addition, endophytic bacteria synthesize metabolites that determine their economically beneficial properties directly in plant tissues. Bacterial endophytes colonize the same ecological niches as phytopathogenic microorganisms and therefore are considered as a promising agent for the biocontrol of phytopathogens. It should be noted that the issue is currently being discussed, that it is more correct to talk not about endophytic bacteria, but about the endophytic properties of bacteria. Purpose of this work is to isolate endophytic bacteria with antagonistic properties that are promising for inclusion in biological products with phytoprotective effects. Our work involved the search for isolates of endophytic bacteria from the different plants. In the process of isolating endophytic bacteria, an important stage of work is complete surface disinfection of plant material. We used hydrogen peroxide for this purpose. As is known, for effective sterilization of plant material, in particular seeds, a solution of hydrogen peroxide with a concentration of at least 10% is used. But at the such concentration, the green parts of plant were destroyed. In the presented experiment, sterilization was carried out by sequential treatment with 5% solution of hydrogen peroxide and solution of chlorhexidine bigluconate 0.5 milligram per milliliter. As can be seen from the data presented in table one, the proposed sterilization method has low efficiency and requires further improvement. In total, 25 isolates of endophytic bacteria were isolated during the research. We needed to remove bacteria that were potentially harmful to plants from our studies. These are bacteria that have a complex of phytopathogenically factors, three or more. Such factors include cellulolytic and pectolytic activity, the ability to cause necrosis on bean leaves, exhibit phytotoxicity on the microalgae chlorella, and macerate plant tissues. Five isolates were considered
potentially dangerous for plants. The rest were used in further work. The antagonistic properties of 20 isolates of endophytic bacteria were evaluated in this study. The ability of studied microorganisms to suppress or fight a pathogenic bacteria growth was evaluated using pathogens of the following diseases in agricultural plant: potato blackleg, cabbage mucosal bacteriosis, wheat bacteriosis, bacterial tomato cancer. Endophytic bacteria of 8 tasted isolates had antibacterial properties. As can be seen from the data presented, isolate E33 showed the highest antagonistic properties toward phytopathogenic bacteria. This slide presents an experiment of evaluating the antibacterial activity of endophytic bacteria using isolate E33 as an example. To assess the antifungal activity of endophytic bacterial isolates, the phytopathogenic fungus Fusarium oxysporum, which affect the vascular system of plants and cause a number of diseases, was used. Results are presented in Table 4. The antifungal activity of the studied bacteria was taken into account of the 4th and 8th days of growth of the phytopathogen. On the 4th day of the experiment, inhibition of the growth of Fusarium oxysporum mycelium was observed in zone of action of the metabolites of all tested endophytic bacteria. On the 8th day of the experiment, only 11 of the 20 tested isolates demonstrated the ability to inhibit the growth of Fusarium oxysporum. The experimental design for assessing antifungal activity is presented in the following slide. It is the 4th day of experiment. Endophytic bacteria of isolates D2.1, D3, Z2, and E33, which showed antagonistic activity against several strains of phytopathogenic bacteria, isolates B2, D1, D5, and TR2, which inhibited the growth of Fusarium oxysporum mycelium by more than 60%, and bacteria isolate L2, which simultaneously showed antibacterial and antifungal properties, were selected for further work. We studied the ability of this endophytic bacteria to exhibit phytoprotective and phytostimulating properties under conditions of a natural infection background in May-August 2022 at the experimental site of the Botanical Garden of the Faculty of Biology of Belarusian State University. The experiments were carried out on the spring wheat variety Sudarynia. During the experiment, the development of steam rust was registered on plant, and plant seeds were affected by a complex of diseases. In all experimental and control variants, the development of brown steam rust noticed in all analyzed wheat plants. The prevalence of the disease in the both of experimental and control groups was 100%. The result about the degree of development of steam brown rust and the defeat of wheat seeds by a complex of diseases are presented in Table 5. It should be noted that in the control and experiment with endophytic bacteria of isolate B2, D1, D5, Z2, and E33, the death of plants during vegetation reached in some cases to 20% of the total number of plants. According to the results of the experiment, the effect of treatment of wheat plants with endophytic bacteria on the degree of development of steam brown rust was noticed. The most effective isolates are D2.1, L2, and TR2. The results of taking into account the biometric indicators of wheat plants in the control and experimental variants are presented in Table 6. As can be seen from the presented data, treatment of wheat plants with isolates of endophytic bacteria TR2, E33, Z2, V2, leads to a significant increase in steam length. A significant increase in air size is observed when wheat is treated with endophytic bacteria isolates E33, D5, and B2. The most consistent increase in seeds in the air was observed in the experimental variant with E33. This indicator increased in the variants with endophytes B2, Z2, D5, D2.1, D3 and TR2. A significant increase in the weight of wet grain is recorded only in the case of treatment of experimental plants with endophytes of isolate TR2. Against the background
of an increase in the number of seeds in spikelets. This effect can lead to an increase in the yield of wheat plants which treated with TR2 isolate bacteria. According to the results of the conducted experiments, endophytic bacteria of isolates TR2, D2.1, and L2 are proposed for further research in order to include phytoprotective action in biological preparation. This slide presents the conclusions voiced during the report. I don't think that I will speak about it. Благодарим вас, Вероника. Жаль, что не работает камера. Мы хотели бы вас видеть, потому что у вас, я считаю, что Вероника это молдавское имя, не знаю. Но фамилия у вас русская. It's my husband's surname. Да, да. Да. Но ничего, мы весьма благодарны за такой интересный доклад о антифунгицидной активности изученных вами бактерий против фузариум оксиспорум, да? Да. Да, и думаю, что это к тому, что мы тут говорили, о том, что можно найти другие способы, кроме этих применения химических средств, это, наверное, найдет в будущем. Будем надеяться, да. Спасибо большое. Спасибо. И вам тоже большое спасибо. Если есть вопросы, может быть, кто-то из ваших коллег там или кто-то из других, которые нас видят и слушают в интернет. Ну, если нет, мы еще раз благодарим. И я благодарю. Спасибо. Успехов. Следующий у нас Урматуру. У нас тоже. Включите, пожалуйста, демонстрацию экрана. Да. Отключите, пожалуйста. Вот. Да. Да, Билан, думаю, Жуко Иван, есть ли презент? Жуко Иван, я как считаю, я препарат Уркарбикол, Кошифоникол, Индиминуара, Ахекционер, да, Унор Патоджен, Денатура Микотика, Имплантация, Планикол, Депром. Есть ли Жуко Нуй? Жуко Иван, Тодираш. Тодираш, că aici sunt, dacă nu este Jucco, este desfăit Tudiraș, adică mai avem alții, dar nu sunt. Moderator la cealaltă, nu? Aici era, dacă nu este. Bun, trecem la cei care au întârziat de la... Da. Cine va prezenta raportul sau... Elisiev este. Elisiev, da, aha, da. Eu din partea asta să faci de lungă vedeam. Vedeți dacă erați la timp? Nu, nu, a venit unul din primul, dar nu știu, am putut să fac listă pentru distribuire de plecă. Ah, e. Și o făceam acum. Bun. Motivate. Da, scuzați. Mi s-a spus că arde. Acum trebuie să faci lista asta, să o distribui oamenilor. Deci, bună ziua, onorată asistență, permiteți-mi să vă prezint raportul cu tema utilizarea substanțelor semiochemice în atragerea himenopterilor parazitoide benefice într-o livadă de prun. Scopul acestei lucrări a fost de a evalua utilizarea comună a substanțelor semiochemice, anume avem substanța fenil-etanol și metil-salicilat, ca metodă de atragere în plantația de prun a microhimenopterilor parazitoide pentru reglarea numerică a dăunătorilor culturii prunului. La început avem un cuvânt așa introductiv ca să înțelegem mai bine termenii și putem spune următoarele despre pe această temă. În primul rând, de importanță, că prunul este a doua cea mai mare cultură fructiferă de export din Republica Moldova, ceea ce face ca țara să fie
să se plaseze în topul mondial al primilor 10 exportatori de fructe proaspete de prun. În Republica Moldova astfel există aproximativ 22.000 de hectare de prun cu o producție anuală de aproximativ 100.000 de tone. Diferite surse, poate fi și mai mult. Deci, cuvânt introductiv pentru semiochemici, putem spune că sunt compuși organici produși în plante și animale care servesc ca mijloc de comunicare chimică între acestea. Se utilizează acestea în atragerea himenopterilor parazitoide, care sunt buni înlocuitori ai produselor chimice datorită capacității lor de a parazita diferite stadii de dezvoltare ale speciilor dăunătoare. Și ca aspect economic putem spune că dimensiunea pieței globale de semiochemice a atins o valoare de aproximativ 4 și ceva miliarde dolari americani în 2022, în perioada de prognoză, în orizontul între 2023 și 2028, se așteaptă ca piața să crească la aproximativ 10 miliarde de dolari americani până în 2028. Acum despre aceste două substanțe. Fenilietanolul este un compus incolor cu miros floral. Acesta face parte dintr-o serie de uleiuri esențiale. Se folosește mai, să zicem, mai particular comparativ cu metil salicilatul, pentru că are proprietăți specifice. El nu este la fel de volatil ca metil salicilatul. Dar metil salicilatul este un compus lichid incolor cu un miros dulce, utilizat pentru a atrage himenopterile parazitoide benefice în livezele culturilor sâmburoase. Substanțele semiochemice pot fi utilizate ca alternativă insecticidelor în diferite măsuri de protecție a plantelor. Aceștia atrag o serie de specii de himenopterie parazitoide benefice care pot reduce dezvoltarea populațiilor de dăunători. Deci, a fost propusă metodă de utilizare în comun a acestor semiochimice pentru atragere, reținere și acumularea speciilor de himenopterie parazitoide într-o plantație de prun. Pentru această metodă, ambii compuși se aplică în stare insolubilă. Compușii sunt distribuiți în plantația de prun cu ajutorul unor dispenseri specifici. Deci, în imagine avem pe partea stângă dispenserul tipic pentru fenilietanol, care constă dintr-o eprubetă Eppendorf de 1,5 mm, umplută cu fenilietanol. Datorită volatilității scăzute în comparație cu cea a metilsalicilatului, capacul rămâne deschis pentru a permite răspândirea fenilietanolului. În cazul în care apa de ploaie pătrunde în eprubetă, aceasta ar putea fi evacuată rapid și adăugată porția necesară de fenilietanol în eprubetă. Fenilietanol și apa de ploaie nu se amestecă din cauza caracterului hidrofob a fenilietanolului, granița dintre straturi este foarte ușor observabilă. Iar dispenserul arătat în partea dreaptă este dispenserul destinat metilsalicilatului, este diferit și constă dintr-o eprubetă Eppendorf de 1,5 ml umplută cu metilsalicilat. Din cauza volatilității ridicate a metilsalicilatului, capacul este închis, dar este prevăzut cu un orificiu prin care trece filtrul de la fundul dispenserului și dincolo de capac, permițând evaporarea treptată a metilsalicilatului. Deci, ambele substanțe se adaugă în interiorul dispenserului cu ajutorul siringelor separate pentru fenilietanol și metilsalicilat. Se recomandă să se adauge fenilietanol și metilsalicilat în dispensere în funcție de condițiile meteorologice. Deci în imagine avem amplasarea lor în câmp, deci în plantație de prun. Se observă eprubeta, care de fapt și este dispenserul, și montarea un pic mai jos a capcanii galbene adezive pentru stabilirea speciilor, deci taxonilor care sunt atrași de aceste substanțe, care se lipesc de capcană galbenă adezivă. Pentru fenilietanol, uneori adăugarea poate fi făcută doar odată la începutul sezonului de vegetație, ce este foarte comod, pentru că odată adăugată substanța poate rămâne până în deci tot sezonul de vegetație. Dacă nu, vremea nu este foarte caldă. În cazul unei veri călduroase, două sau trei reume
reumpleri sunt suficiente. Pentru metilsalicilat, dacă vremea este caldă, o reumplere în 2 sau 3 săptămâni ar fi la fel suficient. În cazul care este foarte cald, metilsalicilatul poate fi adăugat o dată pe săptămână. Raza de evaporare a unui dispenser cu metilsalicilat se manifestă la o distanță de 12 metri, formând în radius așa de 12 metri. Ulterior, dispenserii sunt atârnați, cum este arătat în imagine, în mijlocul coroanei unui prun cu un fir de ață. Analiza insectelor atrase în plantația de prun se face cu ajutorul unor capcane adezive de culoare galbenă care se agață în interiorul coroanelor prunelor. Deci, planul de aplicare comună a fenil-etanolului și metilsalicilatului poate fi următorul. Aici este arătat rezultatul final. Este schema practică de amplasare a lor. Înainte de asta, noi am făcut foarte multe cercetări în care nu sunt arătate aici, în care sunt mai multe experiențe, bineînțeles, există și controlul, există varianta cu metilsalicilat, cu fenil-etanol în 4 repetări. În cazul dat, este schema deja practică de aplicare. Dispenserii MISA sunt, care sunt marcați cu, sau nu știu, cu negru. N-aveți putere. Da, deci da, bine, da, ok. Deci metilsalicilatul este arătat cu negru, cu pata asta neagră. Ele se amplasează pe marginea, da, cred că. Mulțumesc, numai cum știu. Deci el este arătat aici, metilsalicilatul. Da, можно и cursorul. Se amplasează pe marginea livezelor. Astfel, 32 de dispenseri atrag fauna din ecosistemele învecinate, pentru că din cercetările noastre reiese că cel mai bine metilsalicilatul lucrează la marginea livezelor. Alți 30 care sunt cu roșu, așa, sunt plasați, deci fenil-etanol sunt plasați în spațiu dintre dispenseri metilsalicilat. Astfel se amplasează în total 64 de dispenseri. În timp ce dispenserii cu fenil-etanol sunt situați în centru plantației, aceștia atrag mai ales familiile specifice de himenoptere, de exemplu betilide sau megaspilide. Capcanele galbene adezive sunt repartizate în mod uniform în plantație. Pe parcursul sezonului de vegetație s-au efectuat 5 reumpleri a dispenserilor cu metilsalicilat și s-au folosit 340 ml de metilsalicilat. A fost făcută o singură umplere pentru fenil-etanol cu 48 ml. Ambii compuși pot fi utilizați începând cu prima decadă a lunii aprilie și până în a doua decadă a lunii august. Și rezultatul practic din toată acesta, pe scurt, reiese că drept urmare a influenței metilsalicilatului, numărul de insecte benefice este de 1,3 ori mai mare decât în cazul parcelelor netratate, numărul de himenoptere parazitoide este de 1,5 ori mai mare în cazul metilsalicilatului decât la martor. Speciile parazitoide care sunt responsabile de scăderea numărului indivizilor complexului Grafolita sunt mai multe de 2 ori și jumătate aproximativ, atunci când se utilizează metilsalicilatul, iar fenil-etanolul este benefic pentru atragerea unor familii importante, reprezentanților unor familii importante, dar specifice. Este vorba, de exemplu, în imagine de sus, de betilide, care parazitează larve de coleoptera și lepidoptera, sunt chiar de 5 ori mai multe la fenil-etanol decât la martor. Da, este o excepție. De regulă, limitele sunt de 1,5 ori la alți taxoni, 2 ori, 2 jumătate, și megaspilide sunt parazitoizi la Coccoidea, afide din Homoptera și Diptera. Aceștia de 2 ori sunt mai numeroși la fenil-etanol decât la martor. Și vă mulțumesc pentru atenție. Da, Van Gogh, da. Thank you.
Ну, вообще я заметил, что в принципе возможно из-за изменения климата произошло, конечно. Я понимаю, что это не происходит ни в два, ни в три года, но вот явная эволюция есть такая, что, например, становится очень слабо вот в саду с насекомыми. По сравнению, вот я в 16-м начинал. Понятное дело, что это не изменение какое-то за секунду происходящее, но действительно, чем дальше, например, разные таксоны себя по-разному проявляют. Серафронит было очень много когда-то, сейчас их крайне мало. То есть, вот, существуют такие. Да, да, только полезные. Да, 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 конечно. Да, мы говорим только о полезных. Конечно, есть здесь, можно привести просто данные, которые не очень приятно смотреть, где есть, и, конечно, некоторый рост и, значит, вредные фауны. Ну, конечно, самых больше, да. Самцов. Ну, опять же, понимаете, я фиксировал это вот пополам, фиксировал только в двух семействах. Это мимориды и афелиниды. Вот. Про остальных не знаю, я просто пол не определял. Ну, в общем, как бы, если посмотреть... Из того, что я определял, больше самок. Ну, конечно, есть самцы. В общем, наверное, да, это не единственная причина. Там в принципе... Они не совсем привлекаются, скажем, не абсолютно тот же механизм, как у феромона. То есть это несколько другое. Они скорее летят на, значит, на дополнительное питание, на воду, как бы на... Вот это на такое, да, да, да. Да, это не феромонное, да, это не феромонное, поэтому, да, да, да. Да, да, да. Знаю, но раз так, ну, имеют разный запах, поэтому... Да, 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 то есть механизм не совсем... Механизм не как у феромона, ясно. Да. Спасибо за интересный доклад. Давида не определял. Я определял только самцы, самки внутри мимориды, но не определял внутри гид. Привлекая численностью, не теряете ли вы потом в потомстве? Ну, я думаю, я надеюсь, во всяком случае, что импакт у меня, моих опытов очень-очень маленький, я надеюсь, на вот эту общую экономику природы. И, во всяком случае, да, мы подобные исследования, подобные этому, только без фенилэтанола, уже проводили, когда Виктория Викторовна здесь работала, только она работала без фенилэтанола, я включил уже и фенилэтанол. Ну, в принципе, наши исследования, целая брошюра была издана, показали, что нормально, то есть не происходит какой-то обвал там фауны из-за этого. Потом мы, скорее всего, вряд ли будем это применять. Может быть, интересно было, конечно, но маловероятно, что будет применяться на очень, очень больших масштабах. Нет. Нет. Am o devenit și chiar și atunci, e bine atunci când nu este alterat la urmă, să nu strici tot aspectul. Dimitri Dimitrici, tolcă așa s-a început, nu chiar cum. Acum, mulțumim. Нет, вроде бы все было другому. Да, да. Până când Mionca aici ce cu partea tehnică, eu aș vrea ca să spun că raportul putea fi prezentat de domnul Chilinciuc.
de Alexei Chinunciuc, el lucrează în acest domeniu, dumneavoastră acum se află în concediu, care da, și în pregătirea plantării. Eu încep în data. Da, și o să... Atunci, dar așa, dacă nu o să meargă, o să mă refer la schimbările care sunt climatice, fiindcă de mult se vorbește despre această temă și noi am vrea ca să știm să ne clarificăm noi ce considerăm noi schimbările climatice și cum trebuie să le, în ce mod trebuie să le abordăm. Noi am înțeles că ele dau un efect foarte mare, nu că noi, dar ele despre dânsă se vorbește mult ușor și de mult și ele sunt evidente și deja consecințele acestor schimbări climatice au loc. De aceea noi considerăm că trebuie să creăm soluții adaptate la aceste schimbări climatice, că lângă faptul că sunt temperaturi extremale, lipsă de umiditate, influențează durata lor de fenofazele și nu numai la cultura ușurilor, la cultura care e mai puțin studiată în Republica Moldova, dar este absolut necesară fiindcă ea se întâlnește la toate... Nu, cum am spus? Am aguit, da? Dacă nu e regim, n-are importanță. Pentru mine eu pot și perde, dacă... Da. Da, nu? Ce am vorbit care despre schimbările climatice, și acest proces deja merge, să spunem, de 150 de ani, am spus 100 și vreo ceva mai mult, și trendul de creștere, adică a temperaturilor, este evident. E clar că o să fie și consecințe în unele prognoze așa care sunt, temperaturile vor crește în continuare. Dar astea sunt legate. Unii motivează că asta este legat cu factorul antropogen, că sunt multe gaze CO2 și asta tot e corect, dar este și maximum solar, minimum solar, adică niște chestiuni mai partea mai astronomice, dar ele nu prima dată au fost în parcursul nostru. Și noi trebuie ca să ținem cont de aceste lucruri. Dar la nivel, așa aș spune, global, temperaturile cresc mult mai încet decât în Europa. Dacă la nivel global noi ne apropiem că parcursul perioadei a crescut, care e examinat cu aproape un grad și așa o diferență nu mare, prin continentul european a crescut practic de 2 ori. Că temperatura se încălzește mult mai tare în condițiile noastre și în această parte nici România și Republica Moldova nu fac excepție. La noi temperaturile tot cresc, încă chiar și în comparație cu alte zone geografice. La noi avem ierni calde, avem ierni fără de zăpadă și avem zile care sunt în perioada de vară cu temperaturi toride, care să ajung în jurul la gradații de 35-40 de grade Celsius și nopți calde, care nu poți dea deja și pentru oameni. Și ciclul ăsta sau aceste fenomene influențează pe lângă și sănătatea oamenilor, dar și celelalte care sunt legate de dezvoltarea agriculturii. Și încălzirea globală evident că va influența și nivelul de producere, vor dispărea unele specii, vor apărea altele în loc, nu știu, va fi mai greu de cultivat speciile care sunt acomodate la temperaturi mai moderate, lucrul ăsta l-am simțit anul trecut, ceapa ca atare, dacă are temperaturile ei optimul ei printre 18-24 de grade, la temperaturi mai, așa, culturile bulboase la temperaturi mai înalte, ele dau o productivitate mai mică. Și una că dau productivitate și calitatea și nu sunt siguri obținerea acestor recolte. Adică, în linii generale, agricultura
devine mai vulnerabilă, în primul rând că sunt, noi trebuie să depistăm, adică să facem o diferență, că este temperatură, este secetă. Secetă, noi avem secetă pedologică, avem secetă atmosferică, avem secetă hidrologică. Toate aceste secete merg concomitent una cu alta și noi acum numai analizăm sau presupunem care vor fi consecințele. Nu, secetele au și o durată, au o intensitate, au o frecvență. Atunci când noi vorbim, că astăzi despre secete se vorbește practic toată ziua, bașă la televizor, bașă la în diferite mijloace de informații, dar nimeni nu s-a pus întrebarea. Dar cum o măsurăm noi această secetă? Cum măsurăm noi încălzirea globală? Cu cât să apelăm la această temperatură de 0,5 sau o zecime de grade? Asta doar nu-i tema care am putea astăzi să discutăm, dar vedem chiar și în condițiile anului de față. Seceta are o durată de luni de zile, care împiedică, în primul rând, și crearea culturilor de toamnă. Și aș spune că și cele care au fost nu au dat rezultatele care erau așteptate. Acestea au consecințe, recolta porumbului este foarte slabă, recolta la floarea soarelui tot este goală, multă este secetă, dar încă unele prognoze sunt încă și mai dure. Sunt prognoze care eu, adică vorbesc din ceea ce eu cunosc, că acum sunt care cât se va schimba temperatura până în anul 2050, cele care mai dure așa până în 2080, până astăzi fac prognoze, de fapt, la 30 de ani, ele dar în ultima așa prognoză e de la 20 până în 2050. Trendul este cu regret se adiviresc acele presupuneri care au fost evaluate pe modelele de simulare schimbărilor climatice. Și asta este un lucru care noi putem ca să influențăm, dar nu suntem așa ca capabil să schimbăm într-o perioadă scurtă așa ceva. Dar pe lângă faptul ăsta că au loc schimbările climatice, noi avem și schimbări, eu câteodată mă gândesc mai degrabă, am să găsim consecințe la schimbările climatice, la schimbările politice care sunt, când întotdeauna politicul a influențat într-aceea că soiurile care au fost create în Republica Moldova au fost scoase la multe culturi și înlocuite cu soiuri din alte parte, adică din alte zone geografice, care în condițiile noastre nu sunt cele mai potrivite. Nu că sunt soiuri neproductive, ele nu sunt potrivite pentru condițiile noastre pedoclimatice. De aceea noi avem niște fluctuații mari în recoltare și nu avem garanție că asta, pe lângă faptul că am bune condițiile climatice, ele sunt și s-au adus și unele rase de agenți patogeni care în condițiile noastre se adaptează și vin și astfel de agenți patogeni care vor fi în condițiile noastre, se vor întâlni. Și așa că trebuie ca să avem soiurile noastre. Lucrul ăsta nu spun eu, nu sunt eu primul, dar care l-a spus fondatorul Academiei Agricole și Silvice din România, dumnealui a spus că noi pentru condițiile noastre trebuie să avem soiile noastre, a noastre măsuri tehnologic și trebuie ca să le menținem și să ne adaptăm la condițiile care la noi sunt, care noi activăm, tot ce facem noi. Noi, într-o această direcție, am hotărât pe lângă ceea că, da, sunt culturi, majoritatea acum sunt din străinătate, adică soiurile care, la majoritatea culturilor, la floarea soarelui, peste 90% sunt din străinătate, la porumb, circa 80% sunt hibrizi din străinătate, la culturile cerealiere, 90% sunt din străinătate sau așa, cu unele a noastre
care avem tendința așa de a înfrumuseța, ajungem și noi la 8-12% din soiuri, cu toate că avem soiuri create pentru condițiile noastre, rezistente și la condițiile noastre și la, da, și la spectrul agenților patogeni. În cazul dat, în chiar și cei care spune că soiurile care sunt create în Republica Moldova, chiar la unele culturi, dacă nu asigură acea productivitate, ele asigură o stabilitate pentru condițiile noastre. Soiurile care sunt create în alte părți, ele sunt de o altă origine, da? Și în condițiile noastre sunt foarte vulnerabile, adică putem să obținem și putem să nu obținem. Noi, cei care vorbim despre legumicultură, care aveam și puteam să obținem câte 80-100 și mai mult de tone de la un hectar, astăzi, cu regret, nu putem să obținem nici 10-15 în multe cazuri, din cauza că am implementat soiuri care nu sunt rezistente la aceste condiții. Ele sunt mult mai vulnerabile, lucrul ăsta eu, dacă nu este factorul de climă, este factorul agenților patogeni, care duce la diminuarea și compromiterea culturilor. Despre legumicultură eu aș vorbi mai mult, dar cu regret aici, într-un timp, legumicultura a rămas ca la usturoi, ce ați făcut, fiecare a făcut unele preambule, așa, introduceri. Eu aș spune numai că cultura usturoiului a fost exclusă ca atare din registrul soiurilor de plante, usturoi ca atare. Cu toate că usturoi este tradițional utilizat și folosit în alimentație și farmaceutică de mult timp. În fosta, când am fost în, așa zicem, în Uniunea Sovietică, era o grupă specială care se ocupa cu menținerea culturii de usturoi și la crearea soiurilor. Acum acest lucru este pe seama noastră, într-o măsură în care noi avem această posibilitate, am hotărât cât de cât și am reîntors în registrul soiurilor de plante ca usturoiul care este consumat. Mai mult ca la noi și o să spun aici că altfel nici nu poți exporta dacă nu ai. Trebuie să exportezi când se va exporta soiul sau usturoi, el trebuie să aibă o origine, o denumire a soiurilor. Au fost create, eu prea repede m-am dus. Primul soi care a fost creat a fost, el de fapt a fost Izum Rud, pe urmă a fost redenumit Vitasan. Este un soi care așa cu o durată de 110-120 de zile. Eu încă aș spune aici că pe lângă faptul că soiurile sunt diferite, sunt soiuri timpurii, mai târzii, medii, a doilea sunt, ele se deosebesc, mai este soi de toamnă și usturoi de primăvară. Și asta noi nu avem de, în colecție, da, dar până când avem numai soiuri de toamnă care formează tulpiji florale. Incorect să le spunem tulpină florală, decât tulpină la usturoi, știți unde, la rădăcina. Și, dar se folosește și așa câteodată, dar e încărtura. Un soi cu are o productivitate creat pentru condițiile noastre, se deosebește când înainte erau soiurile cel care s-a luat și la dânsul iujni, fioletului sau carpatschi, zacarpatschi, unul din zona aceea, noi folosim și o scriem soiuri cu număr nu prea mare de pulbili, de căței. Și când o să, aici, la asta nu, dar cred că care au 5-7 bulbili, din cauza că sunt soiuri, îndeosebi acele care de primăvară, care sunt, se plantează primăvara, ele au chiar și două și trei rânduri de bulbili, căței, cum le spunem noi, dar ei sunt foarte mici și din punct de vedere, pentru amatori, merge. Încercăm și acolo să facem așa ceva. Un al doilea soi, așa, sau următorul soi, este un soi berechet. El este o puțin cu 10 zile mai lung, adică are o durată de vegetație
mai mare, formează tije florale, are înălțimea de până la jumate de metru, așa, depinde de condițiile de creștere. Dar trebuie plantat și unii și alții soli de usturoi în a doua jumătate a lunii octombrie, înainte de a îngheța solul. Asta este un important. Încă dacă l-ai plantat prea târziu, e rău. Dacă îl plantezi prea devreme, la fel e rău, din cauza că el începe să crească și în condițiile noastre, care sunt cu iernile foarte calde, blânde, el poate ca să crească și în primăvară și el se epuizează o parte din substanțele plastice care le are. Nu o să mă refer tare mult la aceste soluri, descrierea ei este dată pe ecran, câte are câți bulbili sau căței, care este greutatea fiecăruia, care este la gust. Probabil că mulți dintre dumneavoastră le-ați văzut, noi în fiecare an le prezentăm și la diferite expoziții, cred că și anul ăsta tot au fost prezentate. Un soi, el e moldobela, de atâta e cu culoare mai albă, nu are culoarea cea întoțeană, el se deosebește de acelalte soiuri, care are un număr de 4-5 căței, bulbili, ei sunt mari. Noi am încercat ca să producem material cât mai mult, ca să-l implementăm și acum este un soi care noi să-l propunem. Este propus pentru a fi omologat, Teodor, așa, care este mai târziu. Ați văzut aici, avem perioadă și cu 100 de zile, 110 și acesta care până la 140 de zile, ca o perioadă mai lungă. Cu cât este perioada mai lungă, cu atât parcă mai bine ar trebui să se păstreze. Ținându-l prea devreme, sunt probleme de păstrare, fiindcă el este, usturoiul este volatil și chiar dacă îl păstrez în condițiile, parcă s-ar părea că am protejat din toate punctele de vedere, el se usucă și își pierde capacitățile sale. Nu, recolta este bună, aș spune. Dacă la usturoi în celelalte condiții se obține așa un 7 tone la hectar, să știți că asta este un succes mare. Cei care mai așa, 8-10 tone, încă e și mai mare succesul. Republica Moldova importă și ea până la 60% din consumul de usturoi. Mai mult ca atât. Da, doamna Soltanuci, așa este, cu regret, și îl importăm din diferite zone, cu toate că noi am putea ca să producem. Și acum, pentru Republica Moldova, este dat o cotă. Că puteți să exportați usturoi 500 de tone, adică de usturoi, în comunitatea europeană. Dar noi nu putem să exportăm și n-am exportat până când nimic. Dar cota este, poftim la tomate, poftim la usturoi, este inclusă această cultură, este cam greu de menținut usturoi, spre deosebire de alte culturi, trebuie menținută, se mulțește pe cale vegetativă și asta este o problemă. Dar, pentru asta, totuși noi încercăm ca să și implementăm ceea ce am făcut noi și anul acesta, deja avem două contracte de implementare. Cei care vor dori ca să exporte usturoi s-au pus drept scop că vor exporta aceste 500 de tone de usturoi, lor le trebuie ca materialul să aibă certificatele respective, să aibă origine și soi. Și noi am propus și anul acesta un soi deja a fost cultivat într-un loc pe 2 hectare și 200 în altul și ceva, apar mai mulți doritori cu care noi vom încheia contracte de colaborare. Usturoiul este greu de crescut în asociații mari, pe suprafețe mari, din cauza că mulți știu, el însuși este o cultură care volatilă și dacă am făcut, când am pus unul și același soi, ai să-l pui între tufele de viță pe vie, dacă el este un singur, el e mare. Cum l-ai pus în condiție de câmp, cum el începe a suferi. Lui îi place să fie mai aparte, așa. De aceea,
nu vorbim despre suprafețe extraordinar de mari, cu toate că în hotărârea Guvernului Republicii Moldova, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova, în care este strategia de dezvoltare a irigației în Republica Moldova, este inclus că Republica Moldova până în 2025 și începând va produce 11.000 de hectare, ceea ce este de 5 ori mai mult decât tomate astăzi. Nu știu eu cine a gândit, dar dacă am produce nu 11.000, dacă am avea măcar 1.110 ori mai, suntem deja un succes pentru noi. Adică asta ne-ar asigura dacă noi am avea usturoi, uitați aici, care formează 12-13 tone la hectar. Asta este un rezultat care noi ne bucură. Soile care sunt adaptate. Nu am vorbit aici că avem și cu tije florale, fără tije florale. Astea toate soile care le-am prezentat sunt cu tije florale. La expoziția care a fost acum când am văzut, acela care l-am, este unul fără tije florale, dar încă nu l-am botezat și încă nu suntem gata să-l prezentăm ca soi. Așa că în această direcție noi lucrăm. Ne bucură faptul că am reușit să restabilim genofondul la această cultură. Avem mai multe genotipuri, soiuri locale, preponderent. Soiurile care sunt din străinătate aduse în coace este foarte greu de multiplicat, ca să știți. Adică, dar spunem lucrul ăsta că unul din cei care a produs aproape de un hectar de monobulbi. Vă închipuiți ce muncă este asta ca să, din baib, ca să-l menței. El trebuie menținut și cultivat fiindcă este necesar. Și este o producție care este și costisitoare, utilizată pretutindeni în toată ziua. Eu aș putea mult să vorbesc aici, dacă m-am explorat timp. Dacă așa, poftim întrebări. Ca să, eu v-am arătat și eu ca. Mulțumesc de atenție. Da, poftim. Eu am făcut-o la general, așa. Și soiile creatură. Dar tot să deosebim după gradul de atac patogen de un soi. Da, să deosebesc și noi aici facem în condițiile care noi le facem pentru a depista anume acele genotipuri și soiuri care sunt rezistente la patogeni. Unul din patogenii cei care mai periculoși așa pentru usturoi sunt nematozii, da. Și ca atare, usturoiul trebuie să, dacă noi am încercat să facem așa corect, dar nu facem corect, conștiincios, din cauza că am creat un fondal de infecție, unde fondalul este în mod artificial, s-a primit în mod artificial, cu nematozi și cu alte boli care sunt la culturile de usturoi, de aici avem o sumedenie, anul ăsta am scris o carte despre asta, acolo sunt redate toate bolile, putrigaiurile, alternozele, toate pieptile care sunt și se creează acest fondal. Noi, în baza acestui fondal, vedem că din aceste genotipuri care sunt, alegem cele mai interesante. E clar că ele se și peste un timp ne dăm seama că ele au rezistat, dar le influențează și condițiile climatice. În unele zone cresc mai bine. Noi care am dat aici unele
unele material săditor, în altă parte unde fondalul de infecție este mai, nu este atât de intens, ele se dezvoltă mult mai bine. Așa că noi, numai decât asta, este și bază numai într-o așa modalitate. Nu am prezentat datele care sunt, în ce mod s-a atacat, din cauza că, la drept vorbind, nici noi nu am dus o evidență strictă ca astăzi așa, dar sunt unele locuri unde prea multe, unele suri au perit practic total din nematoze, au fost de afectate. Pe unele câmpuri, noi deja le-am exclus acelea. Vorbesc că colecția noi o menținem în diferite locuri, doamnă director, aici, dar o mai avem, o mai repetăm în multe alte locuri, ca să nu o pierdem. Da? Poftim? Dacă nu, sunt întrebări, eu vă mulțumesc pentru atenție și pentru ce că ați prezentat rapoartele care erau planificate pentru această secție sau sesiune și acum să facem o generalizare. La postere, ai tot aici? E, Jurbi, da. Da, le prezentați și acelea, că aici la noi e... Nicolae. Da, da. Programul e până aici. Da. Dacă prezentați, haideți, dar numai am vrea ca să obțin. Adică, da, până la 3 minute, vedem la fiecare, ca să prezentați. Aha, s-a prezentat. Добрый день. Данная работа проводилась по исследованию, так сказать, первичной устойчивости сеянцев бука из разных зон культивирования, которые были в итоге посажены и получены в плайлфагулы. И нами проводилась работа по влиянию положительной температуры, высокой положительной температуры, это 50 и 52 градуса на листья двухлетних сеянцев бука. Оценку по устойчивости или по глубине стресса мы проводили с помощью метода памфлориметрии. Данный постер иллюстрирует нам данные, которые показали, что наилучшими наилучшими вариантами бука, устойчивые к стрессу, являлись буки из зоны Бьют и Хржавка. Они имели наилучшую устойчивость к действию стресса, то есть эффект стресса на них оказывался вначале одинаковый, но в дальнейшем они имели тенденцию к восстановлению. Остальные, к сожалению, погибали. То есть из этих зон культивирования булки, можно сказать, они лучше всего. Целью данной работы являлось еще помимо определения устойчивости к высокой температуре, устойчивости булков к высокой температуре, еще в том, что у нас сами порода булков, она уже практически полностью исчезнувшая из Молдавии. Если раньше она была на всей территории Молдавии, то сейчас уже, к сожалению, она в большей степени занимает эту центральную часть Молдовы. Это было связано еще с тем, что у нас изменяются, собственно, климатические условия. Но помимо этого, стоит еще учитывать тот факт, что на протяжении просто многих веков республики в нашей стране, да, в принципе, не только у нас, на большей степени на всей европейской части, происходило именно неконтролированные срезы многолетних насаждений, и, как правило, это крупных многолетних насаждений. Поэтому и популяция данного вида унизилась. Она уменьшалась из-за того, что, как правило, крупные деревья, сильные деревья срезались, оставлялись более слабые, и, естественно, тем самым падала и устойчивость данной породы к действию неблагоприятных факторов среды. А особенно сейчас, в последнее время, когда уже идет стремительное изменение климата, то проблема сохранения уже в большей степени является
более острая. И данная проблема сохраняется не только помимо буков, есть и другие виды деревьев. Вот у нас сейчас в последнее время в Молдавии очень сильно наблюдается именно периодичность плодоношения дуба. В этом году, например, у нас по всей стране отсутствует желуди. И это было год назад то же самое. То есть влияние высоких температур вот оказывается все-таки пагубно. Поэтому и мы проводили эту работу, чтобы определять устойчивость различных вот этих зон культивирования дуба к действию высоких температур и возможности уже интродукции их в наших условиях. Спасибо. Спасибо. Очень интересно, вы сказали. Ну сейчас, да, это факт. Именно бесконтрольно на протяжении многих во всем нужен контроль. Una, când facem această conferință, este una că aici am discutat, dar vede cineva ar trebui ca să audă despre dânsă, dar cei care trebuie să audă, ei nici nu vor, pentru dânsii posturile care sunt atât de mărețe pentru dânsii lor asta, una că nu pricep, că vorbesc de cei care sunt astăzi, care ar trebui ca să iei aceste decizii, și nici nu se dă. E numai la macroeconomică, v-am venit și v-am transmis salutări. Da? Noi suntem ocupați. Așa că despre lucrurile astea, o bătă n-a da găvărit. N-a da da băiață, ucionă, n-a da, znai, așa care au fost gândeau galici, mi-au spus, da, tot mă la zilea, câte, cați-mi sau puneți-mi, da. Да, каре урматор Жели. Жели, да. Да, да, можешь говорить. А? Буна зила, верифик, сунт аузита? Ну, я же делал время на Дмитру. Буна зила, мультимате аудиенце. Астаж ла симпозион, вой презента постерол интитулат биостимулаторул реглал ка индуктор ал виабилитеции ши вигористеции плантелор. În acest poster sunt incluse rezultatele care arată că odată cu creșterea vigoarei și viabilității plantelor sub influența biostimulatorului reglal, plantele devin mai puțin susceptibile la atacul de ciuperci și alți agenți patogeni. Rezultatele obținute în urma cercetărilor efectuate în condiții de laborator au demonstrat că substanțele active conținute în biostimulator reglal acționează ca semnale care activează germinarea semințelor și inițiază procesele de adaptare a plantelor. În comun, aceste procese reduc eterogenitatea fiziologică, realizează sincronizarea germinării semințelor și stimularea creșterii rădăcinilor. Aceste efecte pot fi observate pe figura 1 la planturile din hibridul de floarea soarelui, punctul A, și soiul de castraveț concurent, punctul B. În a patra zi, după germinarea semințelor, martor și a celor experimentale, care înainte de plasare la germinare, au fost tratate cu biostimulatorul reglal. După germinarea semințelor, tratate cu biostimulator reglal, vigoarea plantelor se amplifică și procesul de adaptare evoluează mai rapid în timpul expunerii la doze moderate de factorii de stres, cum ar fi seceta, căldura, îngheț, unele cantități de fungicide, etc. De exemplu, putem observa pe figura 2 răsaduri de castraveți, soiul concurent, în a șapte zi după expunere la germinare, punctul 1-3 și 2-4, unde 1-2 reprezintă planturile care s-au obținut din semințele tratate înainte de germinare cu apă și respectiv cu soluții de biostimulator reglal. Punctul 3.4, planturile care în a treia zi după începerea germinării au fost expuse la șoc termic. S-a observat că sub influența biostimulatorului reglal, planturile refac mai activ creșterea după expunerea la temperaturi ridicate.
De aici rezultă că influența benefică a biosimulatorului regular se manifestă prin reducerea efectelor adverse cauzate de stres, datorită creșterii rezistenței prin capacitatea plantelor de a induce mai rapid și de a desfășura procesele de adaptare la stres, precum și prin inducerea proceselor morfologice care cresc eficiența mecanismelor de evitare. Acest efect a fost detectat la plantele obținute din semințele de grâu și de triticale tratate înainte de seminat cu soluții de biostimulator regular. Ele au fost mai vigoroase, au dezvoltat mai bine sistemul radicular și au format nodul de înfrățire cu 0,35-2,35 cm mai adânc în sol, în dependență de doza aplicată. Datorită acestui efect, plantele au fost mai puțin afectate de înghețurile iernii, de căldură și de secetă de vară. De asemenea, a fost constatat că după ierni cu multă zăpadă și temperaturi moderate, plantele au fost mai puțin epuizate din cauza respirației substanțelor de rezervă și mai puțin afectate de putregaiul serpezii, cu 25% mai protejate decât plantele din varianta MAPA, figura 4. Efectele menționate au avut consecințe benefice pe toată perioada de vegetație. Plantele din variantele experimentale au fost mai mari cu 3-7 zile, ceea ce a determinat o recoltă mai mare din plantele experimentale față de ceea a plantelor din varianta MATOR. Tabelul 1. În condițiile climatice specifice ale Republicii Moldova, plantele de viță de vie sunt supuse la factori de mediu nefavorabili, în principal înghețuri de iarnă și primăvară, înghețurile primăverii timpurii, ploi de lungă durată sau lipsa lor în perioada de coacere și recoltare, precum și atacul bolilor și dăunătorilor. A fost determinat că combinarea biostimulatorului regular cu fungicide naturale asigură o protecție a plantelor comparabilă cu cea obținută cu ajutorul fungicidelor sintetice. Efectele obținute au fost sporirea volumului certinilor de struguri cu 40% în dependență de soi, asigurarea creșterii vigorii plantelor, întârzierea tranziției plantelor la starea de senescență în toamnă și ieșirea mai devreme din repaus în primăvara anului următor. Concluziile cred că nu le voi da citire pentru a nu vă lua din timp. Au fost expuse pe parcursul prezentării rezultatelor din poste. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, mi-ați prezentat aici diferite date, mă le ținem minte și pe cel care l-ați prezentat nu de mult la susținerea tezei de doctor, pentru care vă felicit. Astăzi ați vorbit despre eficacitatea preparatului reglat la diferite culturi, numai că, la ceva sunt absolut tot, dar nu mai spuneți despre concurent. Concurent deja nu este. Doamna Strelnicu a plecat de vreo 15 ani de Moldova, Ardinska a decedat și nimeni nu l-a menținut. Dacă eu astăzi am găsit careva să-mi dea original, că am încercat la aceeași, da, au ceva, dar nu-i deloc. N-au menținut formele parentale, mama sau n-au vrut să le dea și a rămas numai denumirea de concurent. Dar astăzi avem o sumedenie de soi, care noi, acesta este un soi entomofil, știm de dinsă, dar sunt foarte multe partenocarpici. Și ar fi bine ca să mai faceți niște cercetări la cele soi care predomină partenocarpice, că de-am deja a rămas din rădnicioc denumire. El nu este. Noi am pierdut multe soi, cum au fost pierdute și la tomate, acela care era Gloria, Meridian, da, cine era găsi, ar deveni o persoană care ar avea cel mai gustoasă tomate, dar s-au pierdut. Așa, da. Bine, vă mulțumim mult. Da, mulțumim. Da, cine are dorință aici, că vă ieșe să mai mulți și ori, ca să le dăm. Da. Da.
Îi declama să noi ne ducem și așa, că noi ne ducem mai târziu și o să pierdem. Da, să nu pierdem. Bun? Da. Dar acum... Încă una, da? Nu, acum, gata, dacă ne ducem la masă, noi... Asta. Dar cât mai scurt? Da, poftim. Mergem doar la masă și ne întoarcem, da? Da, dacă aici ar fost de altă sesiune, nu e mai. Noi din cauza că trebuie să așteptăm ca să nu... Nu, da, aici trebuie la masă. Putem mult ca să nu ne ducem noi înainte. Nu știu. Da. Nu, asta e poste? Da. Prezentare. Onorată asistență, o să prezint... Dați-mi voi să prezint datele referitor la variabilitatea unor trăsături cantitative la grâu de toamnă în condiții de secetă. A fost investigat răspunsul unor trăsături cantitative la etapa timpurie a ontogenezei la genotipurile de perspectivă de grâu comun Moldova 79, Moldova 5, aristat și nearestat, și Mirgorodski-Odeschi la Moldova 79, în condiții de restricții hidrice ajustate cu polietilen glicol pe 6000, în concentrațiile 10-16%, la temperaturile de 22 și 12 grade Celsius. Analiza varianței a evidențiat desecatul pe cu pondere majoră în varianța fenotipică a germinației și raportului tulpină-rădăcină. Temperatura exercitată în jurul la 80% din varianța rădăcinii, tulpinii și plantei integri. Ambii factori de stres abiotic au influențat cu 38,5-57,9 formarea fenotipului indicele integral al plantelor. Valorile ridicate atât pentru coeficientul de heritabilitate în sens larg, dar și avantajul genetic al mediei prezic avantajul genotipurilor date în ameliorarea grâului la secetă. Aici sunt vizate careva direcții în selectarea la stresurile de secetă și temperatură. Nu o să mă opresc, văd că suntem de acum pe... Vreau să spun despre modelele climatice care se fac în Europa. Ei, referitor la 10 zone de cultivare a grâului, efectul dăunător al stresului cauzat de secetă este redus ca urmare a adaptării fenologiei grâului, apoi careva răspunsurile unor caractere genetice. În India, adică pe continentul asiatic, se pune accent pe factorii, pe caracterile morfobiologice, dar și mai mult fiziologice. Se face ajustarea acestor caractere la condițiile climatice. Aici avem răspunsul genotipurilor de grâu referitor la caracterile germinație, lungimea rădăcinii, lungimea tulpinii, lungimea plantei, raportul temperatură-rădăcină. În baza dendrogramei au fost evidențiate genotipurile 2 și 5, adică genotipurile Moldova 79, Moldova 5, arestat și nearestat, la concentrația pegului de 10%, adică la restricțiile hidrice create de dâns. Referitor la toleranță, mulți autori prevăd ca toleranța la efectele critice ale schimbărilor climatice să fie evidențiată prin raportul în condiții de secetă, adică în condiții extremale, raportate la condițiile de martor. Și iată aici vedem că la 10% toate genotipurile noastre au dat o toleranță ridicată, au manifestat toleranță la, pe când la, în condițiile de temperatură extremală joasă au fost reduse. Aici avem tabela avantajului genetic, nu o să dau citerii și concluzii, cred că nu mai fac să le citesc. Nu. Nu, nu, nu. Asta este ceva în partea mea.
Unii raportează, dar nu raportează. Asta nu v-ați scris raport, dar ați prezentat un poster care mare. Da, mare, care așa ar putea foarte prezentat raport. Mulțumesc moderatorii, stimați raportori și în special scuze față de doamna doctoră Tășcol, că așa a fost într-o atmosferă de prieteni pentru grădire. Mergem tot la masă, să vorbim jos la imagine pe vă rugăm tot. După care, cine nu a primit mapa și programul, vă apropiați. Aici, ca să puteți semna, ca să și nu mergeți acum apă la masă. Și după primul, mergem toți la secțiunea de la protecția plantelor pentru a finaliza lucrurile. Iar la orele 4, atunci revenim aici la tocălățări. Și atunci toate discuțiile, toate întrebările, subiectele care vor fi, le continuăm. Acum mergem fără probleme.